I left my heart in California. I let it go deep into the blue. I could be happy in California. I would be fine with yellow. Și faci zvoi. Care sunt izvoi aici? Șa. Dă-mi un iPhone. Două iPhone. Doar iPhone. Ce faci, ue? Clanul Orez. Clanul Orezar. Salutare. Ce faceți, ue? Sunteți pregătiți de... Crnat Archer Draft Challenge ăsta? Îi dăm sau nu? Aceasta e întrebarea. Notificare pe legele, iau, funcționează notificările. Notificări, bun. Hai că începem cu un match corect în arena, să facem crown chest-ul, după care ne băgăm la Archerus Challenge-uri. Până un alt aveți timp să-mi dați și voi un follow pe Instagram și să dați un like acestui thumbnail pe care l-am dus și pe Instagram, gen. Este foarte bine. Eu am 12 wins. Bravo, măi, pizza, măi. Eu dacă fac 4 win-uri, e bine la challenge. Dar nu știu dacă reușesc să fac 4. Poate fac un 3, 2, ceva. Deși ăla e, oarecum interesant că e draft. Și știi că nu o să joci contra la oameni care au deja un deck făcut sau ceva. Aude. Scruffy 11. Așa, dintr-un foc. A dat cu scroafa. Aoleu, și Lightning. Are scroafă de 11, ăsta. Ok. Începem prost până acum. Adică, nu. Nu-i pont, cum am început. Și discoteca. Sper să nu mă enervez. Foarte tare. De enervat oricum mă enervez, adică. Nu. Aoleu. Aoleu. Chico ăsta ajunge, nu? Normal că ajunge și bagă vreo 4 bucăți. 2. Da. Da, e ok. Până aici. Și nu o să pot să fac cycle-ul la Bowler, să l-am modificat când vine cu cărnața aia. Și mai vine și cu cărnațul ăsta de 11 jenii, bă. Apucat. Nu, no, mă bati din lining-uri și vrăjeli. Uite, 434 deja e gata meciul. Ce cărți de cacao, frate. Cum să ai, mă, porc de level 11 deja? La nivelul ăsta, porc de level 11. Poftim. Pe când mă gândeam că o să dau și eu frumos cu how. Da, și pun ăsta aici și îmi dă lining-ul. Sal. Stai că o pus discoteca, de fapt. Poate nu îmi dă lining. Are ciorile. Dăm acum rapid. Bagă ciorile în spate. Punem... Bagă ciorile în spate, da. Și scarmi și vrăjeli. Nu știu cât dă lining-ul ăla, dar cred că dă 400. Nu, da. Băga mea, și porc un porc. Și n-am cu ce să-l omor pe porc și s-a terminat. Asta e. Spam de Patrocle. Patrocle ucigașul. Thanks. Ce rău îmi pare că nu pot să le scriu la fraier. El cu porc de 11 vine cu tanks. Cu carte pe care o trimiți așa numai. Dă-i să pută pe tower. Și scrie tanks. Dacă nu a fost minim CH3, îi bătă total, uite ce cărțare. CH2. Noi cine știe ce, frate, adică CH2 și eu aproape am ajuns. Și nici n-aveam aproape cărțile lui. Bun. Poate că o să fie un pic mai greu să fac crown-ul. Dar vreau să fac și niște meciuri în arena, gen, până ne strânge până una alta. Mr. King, oricum, challenge-ul se termină rapid, adică, no. E challenge. La mine challenge-urile se duc super, super rapid. Nu durează.
De când ești live? De 4 minute jumătate. Ba nu, de 5 acum. Aoleu. Trebuie să fac cum a să o scot rapid pe scroafa aia din... Oh, i-o dat-o. Normal că are din ala mare fireball. Și trebuie să fac asta pentru că altfel îmi sparge taurul, gen trupa aia de foteri. Ups, du-te bă dracu. Ciz mari dracu, ce mă enervează ăștia care spamează chestii. Nu știu, mi se par super retardați. Dar și dacă îl bat, îi spamez. Opa, în baulor, restul baulor. Ci să fie, ci să fie, este un mort cu mâna vie. Are fireball, nu știu exact dacă are fireball gen cât să mi-l distrugă dintr-una sau să bagă prost în piatră, bă, da, prost ești, mă. Prostălău e electro ăsta, frate. O sări prostea direct în, în bolovanul trimis ăsta. Uai. Salut, măi, Mădălin, măi, ce faci, ue? Ce zici, îți dau contul să-mi ieși mie Magic Archer-ul? Și după aia să mă laud că l-am luat eu? N-ar fi rău. Adevărat. Opa. Salut, salut. E, banane câteodată asta. Dacă aștept să vin un pic mai în față prostia. Oh, fuck. I don't like this very much. Bagă vericule pe... Aoleu. Da, fireball-ul ăla e din ăla gras rău. Mamă, mă, și asta îmi bate. Hai măcar să le pierd acum la început și după aia să pară că sunt în șmecheri la final. Gen că bate la ei și chestii. Că ăsta-i scopul acum, să pierd câteva rapid la rând, ca să poată să pară după aia gen că joc super bine când mă dă cu aia pe care trebuie să-i bat. Și adică, nu, e manevră și asta. Poftim cu ce vine foterul. Hai domnule solo vostru, fă și tu ceva, mâncați aștene și tăi. Nu apucă, n-apucă, te rog, n-apucă. Apucă, mă, să dea una prost la molună. Și n-am destule chestii să tancheze acolo. Chiar și-o refăcut elixir, acum bagă Night Twitch în spate, am știut. Da-i, papa. Și după aia bagă cârnațul la mare, gen Giant-ul și sal. Interesant, e că odată... A, mă, stai, care fireball, bine. Da, e super spart în, în perioada asta YouTube-ul, e dezastru intergalactic, nu trimite notificări, bagă în 360p, e dezastru. Primul, forță, ăsta e forța legă, da, așa, forța legă, cred că ce zic așa. E la felii de pizza, nu știu mai, domnule, felii de pizza? Da, la mine a mers super prost, gen stream-urile în ultimul timp, iar nici n-am avut chestii să fac. Făceam cu forme și se bloca gen 30 de secunde era blocat, după 30 de secunde funcționa, 5 minute iar stătea blocat. Și tot așa, e dezastru intergalactic. Cel mai prost YouTube e în perioada asta. Hai să ne băgăm la challenge. Hai să ne băgăm la challenge. Aoleu. No, ce să aleg aici? Nu știu. Ăsta din ce am înțeles e foarte slab, deci nu-l iau. Prințesa sau fătăraiele bagabante? Hmm. Asta e grea. Să o luăm pe asta care bilele mari. Hai mă, colăm așa și eu. Oh, graveyard-ul. Poate o să regret, dar no, graveyard-ul e graveyard, adică nu prea ai cum să nu-l iei. În cazul meu, în cazul vostru. Bun, începem cu fodderul din spate. Acum era bun un zop, e adevărat. Dar punem biciul în față. În față, era mai în față. Oh! Ok.
Dar i-am pe ăștia și pe ăștia, care ar fi counter teoretic. Ia să vedem, iese Vrăjoala cum cred eu și sper. Te rog, zi-mi că dai mare, mare damage acolo pe toată lumea. Bravo, domnișoara prințesă. Bun. Păcat că nu o să moră fătărău ăsta, că dacă ar muri ăsta, ar fi super lejeriană după aia să dau counter la P.K. cu ăștia. Zi-mi că moare. Încă bucat. Nu moare. O, dar l-am pe Bomberman. Hai, dai aici, doamna P.K. Pe care? Bă, dar așa rapid moare. Holy fuck, trebuie să trag aici toată trupa. În fine, fail. Am pierdut. Apucă P.K. Normal că apucă, frate, că rezistă aia 5 ani. Bun. Acum până acum am un și golem mare. Mamă, frate. Și golem, și P.K. Golem, P.K., ok. Să moară Gibilan dacă știu cam ce ar trebui să fac în punctul ăsta. Golem, P.K., holy cărnaț. Alea-s decuri. Doamne, ce-mi plac challenge-urile, jur. Chiar ador challenge-urile. Na, nici nu mai rău să încerc. Dă-i pace. Am pierdut ceva, nimic interesant. Uite ce aici. Doamne ferește. Bun, hai că-l termină rapid și mă bag în arena, că deja mă mai nervez. Cum să-mi dai, frate, cărțile astea și la ăla să-i dai golem și P.K.? Golem și P.K. Uite ce deck. Deci fii atent, de fapt stai că nu pot să-i văd costul la elixir. Golem și P.K. Ok, hai să zic măcar de cât era asta. 3000. Oh. Nu arată decoare acolo, să văd cât costă. Nu arată. Băi, fain până acum. Până aici îmi place. Poftim. Gen, alege între Elite Conquer și Miner. Păi să nu l-aș alege, că am văzut că e super, super rău. Fătărei cu Sula sau ăsta. Mai că aș lua mai bine Fire Spirit. Nu. Ce să aleg aici, frate? Dintre două canchere. Pă bun, adică îi bătaie de joc ce cărți îți dă să alegi. Adică dăm, frate, niște cărți normale, îmi dai să aleg între trei muscheteri și cărnați de ala. Și parcă văd că mai are ceva tank. Bă, mă băga direct pe ăla. Nu știu cu ce să încep, sincer, adică uite și tu cărți. Are oare chestii care să-mi spargă horda? Dăm aici, poate dă un Skarmii sau ok, nu dă Skarmii. Inferno Tower, e ok, kill și scot. Teoretic am început bine, practic am început bine și meciul trecut și da. Nu știu dacă e OP sau nu Magic Archer-ul. Majoritatea zic că e slabă, păi nu știu. Pare interesant și mie îmi place mecanica. Uite ce carte am, frate, și bun. Nici nu m-am jucat, cred că niciodată cu asta. Nu poate că am jucat o dată. Mă mâncă nasul deja de nervi. Nu-mi trimiteți chest opening-uri pe Instagram, că nu citesc mesaje pe Instagram. Adică totuși câteva sute de mesaje în fiecare zi. De-aia am mail și de-aia am zis că nu mai fac chest opening-uri numai cu anumite chest-uri. Deci deja trimiteți chest opening-uri pe Instagram. Că nu pentru aia Instagram. Nu trebuie să pui așa muschi. Bine, că eu sunt curios de cum trepuse muschetarele. Să o împart pe una în stânga și pe una în dreapta și una merge la Moș Crăciun acasă și are alte două mărg să frece pe ăsta galben pe cioban. Normal.
Eu mă joc challenge-urile astea gen să vedeți voi, nu că sunt eu curios, că din partea nici nu mai făceam challenge-ul ăsta. Nici n-aveam de gând să-l fac inițial challenge-ul, dar am zis, bă, le-am zis la oameni că-l fac. De ce-l fac? Că zic că eu sunt curios de un challenge. Merg acum două pe partii și una pe alta. Se dau, nu are rost. Hai că dacă e ceva s-o lua și cartea. Apucă să-l bagi oare pe fătărău. Fire Spirits. Și cred că am câștigat și eu un match. Te rog, nu mai da prostia. Ok, am câștigat și eu un match, gata. Asta a fost Magic Archer Challenge-ul. De aici încolo s-a dus jmecheria. Lăsați-o mai mare cu Fortnite-ul. Băi... No, oamenii cer Fortnite, dar când fac Fortnite nu vin, adică nu. E și aia o chestie. Hai să zic de cât a fost asta, maxim 1000 zic eu că a fost. Ne, au avut mai mult de 1000. Sunt un jucător bun de Clash Romales. Ce bine am jucat, holy cârnaț. 13 wins direct de la The Johnny, aha. Adevărat. Cum am zis, dacă fac 4 win-uri, care e mai bună oare în situația asta? Practicul ăsta cred că îi dau counter la asta, nu? Și mi-e frică de un golem, deci hai că luăm Inferno cârnaț. O, Valentin sau arcașele. Bă, Valentin e un trădător. Valentin e bulangiu, nu-l luăm. 100% de gemuri dacă pierză, depinde cât de tare mă enervez. Oricum n-am numai fix 100 și ceva de gemuri dacă este asta, odată mai pot. În caz că... Dar aș prefera parcă să nu le dau, că știu că nu-mi plac challenge-urile și nici nu mă descurc bine la ele. Bă, Valentin, cred că trebuie să-l umflu cu... Hai că-i dăm Valkyrie la Valentin. Valentin e... Bun. O da colțul Valentin. Bun, asta... Dar, de fapt, cred că se ocupă, sau? Se cam duce HP-ul la tower. Băgăm aici pe Gusti. Bun. Îi rupe spatele. N-aia n-apucă minerul. Sau? Ba, hai că îi rupe spatele, frate. Mamă, ce-o dat. Forța Băsescu, ești nebun. The power of Băsescu is real. Ok. Am pus bine acolo damage-ul. Hai să așteptăm să vedem ce cărți mai are. Oricum trebuie să aibă și el ceva. Prinț. Mă gândesc că eu da lui prințul sau ceva. Îl punem pe ăsta, pe Floricel, prințul întunecăcat. Arcașele poate fac... Ok. Vezi? Am zis, hai să iau Inferno Tower că poate îmi dă din nou golem, adică din... No. Ce aș vrea să nu mai mă joc contra la golem, gen vreo... Oh, și de ăsta e. Ok. Gen vreodată în viața asta să nu mă joc golem. Urăsc golemul la maxim, știu, nu-i cea mai puternică carte din galaxie, poți să-i dai counter cu Inferno Tower sau Inferno Dragon, dar o urăsc la maxim. Nu știu, chiar nu suport cartea. O, îi dă Valentina acolo la Băsescu de data asta. Hai că dăm din nou Valkyrie la Valentin, că e vagabond. Bun. Până acum chiar nu m-a impresionat nici pe mine Magic cârnațul ăsta. Intim aici pe Nea Băsescu. Dăm aici un zopi. N-aș vrea să dau acum Inferno Tower pentru că știu că are fătărău ăla de golem. Și dacă dau, oh, ok. Cred că are oglindă sau... S-au făcut așa rapid cycle asta? Posibil. Bun, hai că l-am câștigat și pe ăsta. Are puțină viață Magic Archer și nici nu e OP. Mă, nu știu, adică știu fix exact așa a fost cu ăsta, Casper, fantoma întunecăcată. E asta că e constipată. Cum îl cheamă pe ăla?
Royal Giant și după aia era ceva gen, bă, e super OP de fapt Royal Giant, nu e atât de slab. Deci nu știu cum e faza. Bun, am mai bătut unul. Este... Sunt un campion pe sate. Uhu. Cât avea asta? 2200. Oh, 4000. Bun, măcar m-am bătut cu unul cât de cât de nivelul meu. Fodder Strike adevărat. Ghost nu Giant. Royal... Ghost, da. Ghost. Am zis Royal Giant. Bun, e și Royal Giant, dă-l drag. Eu am Magic de level 2, am făcut 12 win-uri și pe urmă mi-a dat în Magical Chest. Super tare! Salut că te buff-ă cu live-ul și cu challenge-ul. 1. Era Dragon for the win? Nope. Cred că al treilea. Bun. Oh, 1000 de oameni fine pe live, nice! Forță maximă. Nu uitați, poate dați și voi un follow pe Instagram. Zic și eu. Ce să aleg între astea și astea? Cred că e bun lining-ul, nu? Ai acolo online nu știu eu. Ar merge un follow pe Instagram, zic și eu. N-am splash, deci hai că luăm și splash, solo vostru. Omul de zăpadă, hai că luăm omul de zăpadă, încă îmi place omul de zăpadă, sincer. Dar și guards mi se par geniale, mai ales dacă au ceva gen peca sau chestii. Guards dă super ca lumea, counter. Crescu a dat un euro și face cumva și mie imediat. Nu cred că trebuie să bag în carcașele. Bun, câinile din iad. Încă o carte care mie îmi place foarte mult. Și încă o carte contra la care nu prea știu cum și ce trebuie să fac. Bine, aici știu că am arcaș și fătărău ăsta, deci oarecum cred că știu ce să fac. Sau am impresia că știu ce să fac, dar nu este ce vreau. Dar tankul meu, unde-i gen tankul meu, nu? Trebuia să am și un tank. Să fac și o chestie. A, eu n-am tank, dar el are tank. No, păi mie mi se pare corect, adică de ce nu? Ce dracu? Doar nu trebuie să aibă toată lumea un tank în echipă. Lasă aibă el. La mie e bun ca Durex. Mi-l pun pe... mașina. Apuc? Bun, măcar atâta. Vezi ce frumos. El vine cu câinile din iad. Eu n-am tank. Mie, na. Da, mașini. Cu ce fac eu counter și cu ce tankez eu pentru cărțile mele? Că eu nu m-am făcut defend până acum. El a băgat în continuu câinile din iad. Dar eu schimb în clonă, frate. A, el mai are încă un tank. Hai că dacă e ceva. Să vedem dacă reușesc să dau un balon ceva. Să-l clonez acolo. Da, aș mira. Ok, am înțeles. Îmi place treaba. Puteam să-l clonez acolo, dar oricum nu dă 5 și e damage. Nu, asta e 100% pierdut, că n-am cu ce să mă joc, frate, adică nu am și cărți cu care nu am ce să fac. Și nu pot nici să clonez care mult splash, gen orice aș face el îmi dă din țar capacele. Și eu practic mă fac defend și iau damage în același timp. Pun balonul, dar n-am cu ce să-l ajut pe nenea, balon să ajungă la tower. El cac în continuu câte un câinele din iad și eu mă uit. Na, uite, dacă îl clonez, l-o umflat. Na, mai zic ceva. Omul de zăpadă e tank. Da, e tank, frate, e rupe. Pă, omul de zăpadă rupe cât e de tank. 5000 HP are. Adică, na, e tank al dracului la level 4. Sau cât, 7 ceva în genul. Hai să vedem cât de tank e omul de zăpadă. Față de câinele din iad. 3150. Și omul de zăpadă, care murea gen super, super rapid, are 1000 HP, ok. Până băgam eu un om de zăpadă, mi-l bătea cu orice de aici. Uite ce deck are el și uite ce deck mi-a băgat mie. Ok. Vine un golem măcar. Ce dracu se iau, prințesa sau orice.
Sau mie Prințeni sau nu prea îmi place. Aoleu. Alege cărți. Mâncați așteneși. Poate dau counter la balon? Hai cam 3 chestii care zboară, opa, 4 chiar. Și ăstea am balon, cred că am făcut o alegere bună. Începem cu ăsta. Să-l blocăm prima dată, am și racheta, aoleu. Zi-mi te rog că astea sparg ăștia. Nu i-o spart, ăla a rămas. Bun, aici trebuie să dau la prințesă, dar stai care balon, ok. Ok. Întoarce-te prostea, bun. Ma. Moșule, ce tânăr ești. Îl avem și pe Valentin. Hai, nea Valentin. Dă-i să sară la prințesă. Pe la spate, bun, cum îmi place. Să moară ăsta, te rog, măcar. Nu a murit. Păi și ce fac eu acum? Ok, l-am distras pe ăsta, bun. Măcar atâta. Nu o să iau super mult damage aici. Dar decui 5000 are costul. 5500. Sal de la Ricardo MRI. Salut, domnule Ricardo. Nu prea știu cum o să fac. Aoleu. Săriți, săriți. Distrugeți Durexana. Oricum ajungea genavea, o să mai bag și minionii ăștia. O dăm pe partea asta așa cu manevră. Acum o să fac probabil o greșeală și încerc să-i dau și pe partea și pe alta și nu-i mai dau nicăieri. Există o șansă imensă să fac asta. Aoleu. Și acum aici o să fie probleme pentru că nu cred că o să am golemul la timp. Hai să îndele, hai să îndele. Spawnează-ți la tiași în sabie. Proste, aici, aici. Moșule, ce tânăr ești. Toți zeii să se coboare asupra lui Ionel. Bun. I-a dat-o și la prințesă. Ok, hai că parcă este ceva. E mai mult intră decât iese, da. Prostea, aici. Aici, prostea, te rog. Bun. Căpem prințesa la buci rapid. Bun. Hai că-l bat, frate. Am racheta. Eu. Dar e fapt oricum tauri jos de... Bă, dacă te-o lua, frate, să se pune, ești prost. Ok. Să nu mai pună ceva aici. Când e din adult, e să ți-l bagi în mașină. Huh. Huh. Da, credeam că o să fie mai distractiv, sincer, că e draft. Că ultima dată când am jucat la draft, m-am distrat. Bun. Care e scopul acum în meci următor? Să omor o singură dată fătărăul ăsta. Unde e? Ăsta. Să iau măcar și ăștia 1000, că ar fi trist. Domnul Cocu, mai uite și tu la videourile pe care le postezi offline, ca să știi. Bien. Vezi că sunt doar maxați în arenă. Pe aia e ceva gen normal. Cât a fost ăsta? 1400. 2300, dacă mă bătea și ăsta, cred că se cam oprea stream-ul și pleca departe. 1100 hog, adevărat. Strâng la hog, no. Gen, eram mic copil când strângeam porci din ăștia. Aveam vreo 14 ani. De cam de atunci strâng, de la 14 ani strâng pentru porc. Și cred că decul ăsta nu mai e bun, că o luat ăsta în mega nerf. Nerf. Și nu știu dacă o luat ăsta nerf, dar nu sigur. Parcă dă target mai greu la ținti sau ceva în genul. Bun, n-ar fi rău să ajung, cam până aici ar fi ideal pentru mine, gen să iau 3000 gold, că aici știu sigur că n-ajung, dar dacă ajung aici eu sunt fericit. Dacă. Hățluț de la Dacul Cristian, salut domnul Dacul Cristian și mersi fain de luț, no, ce să aleg? Beutură sau Băsescu? La pe Băsescu nu știu să joc la beutura aia. Aureu, Rocket că mă cam terorizează. Scrafa?
Valentin sau Suleimani. Hai, mă, că luăm pe Valentin. Bun, te rog, vreau să-l omor o dată pe fraierul ăla, nu mi-l dau, mi-e bun, cred, sper. Dar până una altă, fraților, nu uitați să plângi și voi butonul de like și să dați un follow pe Instagram, ar fi super fain dacă am reușit să facem azi 2300, cred, că-s la 2200 și ceva, pe Instagramuri. Oh, Valentin ar trebui să fie forță aici, Valentin. De ce nu fuge porc mai rapid? De la ce și-o lua stand porcul? Sau ce s-a întâmplat cu porcul meu acolo? Te rog, te rog, te rog. Bun, hai că am reușit ceva. Dar prostia asta, asta a dat arăghe pe taură. A, el e mashman. Cred că la mine scârțarii dau counter cu asta. Nu 100% sigur, dar așa ar fi logică, n-a bagi schelet, da, el bagă cărnaț. Hai, domnule, rupe spatele, rupe spatele. Da, da, asta putie meciul. Și nu putie frumos. Putia. Rahat. Am vrut să fac acum ceva manevră, dar nu a ieșit. Aș vrea să-l folosesc pe ăsta gen, dar nu prea apuc. Că ăsta tot bagă în continuu, că scrie care de cu mult mai ieftin cât mie. O să trimit porcul? Mamă, porcul cu... Mamă, cum ar fi. Ăsta în combinație cu porcul. Dar nu cred că iese. Nu iese, ai clar. Că n-are cum. Din păcate. Patrocle. The Ucigaș of Doom. S-a dus. Ce dracu? Bă, n-aud. Ah. Nu s-a auzit sunet, what the fuck. Da, ăsta-i dus. S-a dus, n-am ce să fac. Nu, n-ai cum, frate. Când dă niște decuri. Și n-apuc să folosesc cărțile, gen. Uită-te. Are 600 de cărți, până bag eu una. Și n-apuc, normal, frate. Am vrut să trim porcul, hai că poate apuc să-l trim totuși. Da, gata. Este! M-am distrat. Da, s-a dus bulanul pe meciul trecut. Da, ok, hai că măcar îmi dă asta. Ia o legendară oare? Gold. Bomberman. Skeleton Raton. Valkyrie. Și Execution, bă, Execution e bun. A, da, și-am uitat. Să-i dăm și canalul Resquad aici. Pe chat. Dacă vrea cineva să abonezi la Resquad. Asta ar fi link-ul. Bun. Am văzut că avem și o donație de la Nenea Burrito. Parcă. Încă am dispar chestii de pe ecran, ceea ce e dubios. Poți să-mi arăți canalul pe live. Hai cu 12 wins. Mersi fain de donație, domnule Burrito. 12 wins, da. Control C. Să vedem aici așa. Hai mă frate, nu dispara, să uite. Search-uri. B. Search. România Power. Deci cine vrea să intre în România Power? Și eu Power. Calmați-vă, țițele. Hai cu 1 milion de subs, să fim serioși. De unde a dat belșul. Piesa se numește, dacă e vorba de asta, Sooner Than You Know. Gen rock-ul ăsta. Ai făcut clancestul destul de greu, no hate. Păi și ce? Gen, dacă îl fac rapid îmi dă 4 legendare sau dacă îl fac, nu înțeleg care-i disperarea asta oamenilor să facă rapid clancestul. Adică la ce ajută dacă ai clancestul în primele 30 de secunde de când s-a lansat clancestul? Îți dă triplu, îți dă, nu știu, ceva special sau... Că, eu din câte am văzut până acum nu mi-a dat nimic special, că l-am făcut în prima zi sau în ultima. Adică, nu.
Salut că tu mi-ai picat Legendary Kings, ce-s la quest, mai am un Magical și un Giant, o să dau un chest opening la Veveriță. Mi-e fain, domnule Veveriță de Lut, și mi-e fain de chest opening. Bun, ce ziceți? Merită să mai dau? Nu știu de gemuri. În ideea în care sunt șanse extrem de mici să fac mai mult de 4 win-uri. Punem la vot să fie încă o tură din asta sau arena. Hai că facem un din ăla un stropul. Stați așa. Ce face? Arena. Challenge. Private nu știu ce, bla bla. Create pool. Bun, acum întrebarea e, o să meargă oare dacă vi-l dau în chat? Vi-l dau prima dată în chat și după aia îl bag în descriere, că poate nu o să meargă. Votați aici. Și hai că îl bag și în descriere. Că există șanse să nu meargă link-ul. Aveți și link-ul în descriere. Votați aici. Să vedem, gen, nu. Dacă o dăm în arena sau nu. Ia să vedem view results, funcționește? Hai că merge. Dacă îl pun aici oare se vede? Stai așa. Da, hai că se vede că e ok așa. Gen, asta contează. Să se vadă pe live, ue. Votați și vedem ce facem. Arena sau challenge. Refresh results. Dați-i cu votation. 26-69 adevărat. Dacă am puține voturi, adică din aproape 1000 de oameni, nici măcar 100. Deci cum vreți, dacă vreți mă bag în arena, dacă nu, dăm la challenge. Adică indiferent, 100 de gemuri până ce să fac ele. Putem să facem și încă o dată challenge-ul. Je m'appelle Vote Arena. Arena, arena. Gata, golul. Holy păstârnac. Aia nu-i chiar gata. Mai trebuie încă 3 oameni faini acolo. Pe treabă. Ia să zicem pe Instagram. Câte like-uri au strâns thumbnail-ul. Și dacă mi-a dat cineva un mare follow. Follow. Pe Instagram. Treci pe follow-uri. Not bad. Am primit follow de la domnul Alexion. De la Andrei Cosmin. De la Andrei Pasăre, Stoian Cristi, Matei Rusu, Luca Liviu, Cristi, Mihai Grigore. Uite, Andrei Cosmin nu i-apare de două ori cu follow, what the fuck. Interesant. Mersi fain de follow pe Instagram. Deci vă place... Dar văd că sunt destul de împărțite voturile. S-ar putea să facem ambele. Gata și goal-ul. Hai să-l schimbăm. Dacă asta o să arate destul de fain. Cu 2-2-2-2-2. Cel mai mare pregătar. L-am pus bine sau? Bun. Mai bine, challenge, că aia a început prea repede să-l faci. Bine, oricum nu fac challenge, adică gen nu o să reușesc să-l fac challenge, aia e ideea. Pot să joc numai așa, pentru câteva win-uri, maximum 4-5 win-uri dacă fac. Ce e ăla pregătar?
Unul care pregătește ceva, dar e gen o fază cu un video cu cel mai mare pregătar. Salut, că te respect foarte mult pentru ceea ce faci, ai cu 12 uni la challenge, baftă de la Marian Flamengo. Mersi fain, domnule Marian, da, 12 la ce? 12. Da, Codrina lui cel mai mare rimar. Bun, deci sunt cam apropiate astea. Păi uite cum facem, dăm niște meciuri în arena și după aia ne mai băgăm încă o dată la challenge, că oricum am alea 100 de gemuri și nu o să am ce să fac ele. Dăm aici corect donații. Deci facem și challenge-ul și arena, ca să fie ok. Dar prima dată dăm niște arena și după aia dăm challenge-ul. Ca așa ar fi corect. Și uite că îmi dă și banii aici, perfect. Bun. Și mâine o să fie un episod destul de special, că o să deschid și ăsta. Și clan chest-ul. Deci mâine o să fie cât de cât un episod șmen. Poate îmi dă și o legendară, cine știe. Hai la gole. Să vină golemi. Nu, nu o să deschid clan chest-ul pe live, îl deschid pe episodul de mâine. Deci, dacă vreți să vedeți, ar fi fain să fiți prezenți la episodul de mâine. Oh, nice pork. Ai mă frate, că mi-l îngheață. Și mi-l cam bate la... Ba nu, ok. Credeam că îngheață mai mult timp Ice Spirit-ul ăla, dar pare nu-i cine știe ce. Bă, vă rog, mai joci? N-am mai jucat deloc. Gen, de când am postat ultimul episod, n-am mai jucat deloc. Overwatch-i? Bun. Liliecozaurii. Bou, facă de dubără, tenașule. Trebuie să fac asta pentru că Liliecozaurii o să-mi cam spargă acolo treburi. Și porcul ăsta ordinar o să spargă treburi. Ciudate de cureau ăștia. Super dubioase. Adică rar văd Giant Skeleton-ul ăla, nu știu, ori primi ceva buff-uri, ceva jmecherii la mijloc. Hai încă una. Bun. Se lasă oare să dea un hit, dar cred că dă destul de mult damage, așa că mai bine îl umflăm cu Electro. Ok, nu mai umflăm cu Electro. Totul trebuie să-l umflăm până la urmă cu Electro. Nu da, nu da. O da, mă. Nu par să-mi iasă meciurile așa cum aș vrea azi. Hai toate. Bun. I-am pus un pic de damage. Trebuie să aibă din nou Giant Skeleton-ul. Ce avea după Giant Skeleton? A, fătărău ăsta. Încă una. Nea, n-am mai apucat. Și acum bagă Giant Skeleton-ul, acum o să fie nașpa rău. Oh, porc. Cel mai mare pregătar. Bun, hai că e și bine că n-am luat deloc damage. Și aș risca acum un graveyard. Au. Bagă Lilieci în spate. Sau, au, ok, eu băgat, perfect. Bun, o da și logo, ceea ce înseamnă că pot să dau asta să sară capacele. Oh, și l-am pus pe Electro pe la bombă călare. Hai că... Dacă e ceva, sunt cel mai mare pregătar. Știu că o să vă stresez acum cu vorba asta, dar m-o prins tare. Nu, frate. Nu-i bine. Nu știu ce am impresia care e rachetă sau ceva. Un poison oare ar merge aici? Aoleu. Vârjales. Păi de capul meu și-ar veni cârnațul ăsta. Nu, no, nu, no, e gata, mă bate, frate. Nu înțeleg, frate, cum bagă cartea asta de 5 sau 6 cât costă elixir și eu n-apuc să bag o carte în timpul în care îl bagă 2. Cum? Gen asta mi se pare cel mai ciudat la jocul ăsta. Cum reușesc să spameze în halul ăsta, frate? Să n-apuc să bag o carte în timpul în care îl bagă 3. Poftim. Spamează ăsta, dirupe vaca. Și uite, frate, fix upgrade-ul ăla la poison, frate. Dacă aveam upgrade-ul făcut la poison, îl băteam. Sau dacă... Na,
aveam și eu level 11. 18 HP. Diferență de level, ca de obicei. 3 win-uri am făcut, cred. Sau 4? 3, nu, că n-am luat cărțile alea. Paddy, Wolfs Rudel. Ok. Hai că trebuie neapărat să le dau așa. Ca fel mi-l cam umflau pe Fodder. Te rog, dă-le și la șobilă. Azi, dacă se poate. Asta e ăla cu 3000 IQ. Unul din goblin ganguri sau unul din cei care fac parte din goblin gang tot timpul e mai inteligent. Restul bâtă, ăla e băiatul deștept. Campion pe sate la challenge de la Darius Drăgan. Mi-s fain, domnule Darius Drăgan, dăluț. De data asta n-a fost nici măcar campion pe sate. Cu ce să joc eu aici? Hai că punem așa. Și cam aștept. Aoleu. 3 șmuchetire. Zim că mor mai rapid alea. Hai, dă pușca lui Ionel. Și acum bagă iar, nu? Elite Canker, nimic. Deci Elite Canker cu 3 muschetire. Unde o văzut de acolo ăsta? Nu știu. Dar îi. Și n-ar o să dau ăsta că o să bage Elite Canker în spate la Bowler. Nu știu. Ce face Sandel? De ce se duce Sandel tot în față și nu îl vede pe pretinașul care îl sparge pe frate său? Sandel e pe sprint. Sandel nu-i curios de altcineva. Sandel vede taurul și atât. N-are treabă Sandel. Are ce rogârlez, mă, nu prea aveam ce să bag gen din cărțile astea. Bun. Hai că nu iau damage pe tower, perfect. Bine, iau damage pe tower, dar nu gen să caci o bombă. Muschetierele din nou. Trăznivar să vă trăznecă cu părțile voastre. Du-te, tati, bati și tu ceva băga, Shariroth. Uită-te cărți cât rezistă, mă, uită-te cât rezistă cărțile astea de 2 bani. Trăznivar cu cărțile și decurile și... Scalm. Nu-i nimic, este doar un match pierdut contra la un deck de 7 elixir. Spamat ca un deck de 2, da, e ok. E Clash Romales, nu-i problema aici, de elixir. 4.8. Că tu l-ai spamat ca un deck de 2.2. E ok, nu? Chiar așa rău. Eu pun o carte, el bagă 5. Ia, hai. Atâta te plângi de parcă doar tu prinzi așa ceva. Bă, nu știu, dacă se zice adevărul, înseamnă să te plângi acum, na. Depinde de la om la om și eu văd chestiile astea și ca și cum aș zice că afară e zăpadă acum, știi? Ghici ce, e zăpadă afară, dacă am zis chestia asta nu înseamnă că mă plâng, dar nu, dacă nu te duce capul la mai mult de atât, nu pot să te ajut cu chestia asta, că să fă, n-ai că să fă. Fiecare cu cât e capabil, așa, pe gândire. Mai sunt și care, da. Mai au așa cu minus MP pe gândire, dar cât să fă, n-ai că să fă, cum ziceam. Și adică, apaiudă, da, nu, bă, nu te plânge că apaiudă, și adică. Logică. Oameni și oameni, acum, cum am zis. Peste tot sunt oameni. Care cum îs? Na. Lăsați de Ionel atacatorul. Bun. Teoretic, dacă fac defend, am câștigat. Practic, vine cu Bomberman ăla și sau. Și așa cred că era mai bine dacă deam o tornadă.
misiunea cred și King Tower, ca să fiu 100% sigur că nu mă mai bate. Da, na. Ce-am ratat? O tentativă de challenge și niște meciuri în arena. Gen 49 de minute. Îmi faci promovare la clan, tag de la Răzvan, 28, mersi fain de Luț. Prin Luț vă faceți singur promovări dacă vreți. Gen, nu o să-l arăt pe live, pentru că n-ar fi corect față de cei care donează ca să le arăt clanul pe live. Bun. Du-te la Skeleton, perfect. Teoretic își ia și ăsta mult damage. Teoretic numai. Bun. Punem pe guste aici. Îi rupem spatele la asta. Și 4, de fapt mai are 40 secunde, poate să facă o grămadă de chestii. Ok. Bun, aici ar trebui să-i tragem un pic. Aoleu, am uitat de porc. Domnilor, Liliecozaur, dați și pe aici. Ok. Hai că nu vrei că mai ce să fac în 15 secunde. Dacă mă bat în 15 secunde, dau quit. Și Dili la joc. Hai că am scăpat. Eu am făcut la challenge 11. Mă, sincer, decât să fac 11 la challenge, mie e cum am făcut eu 3. E mult mai trist să fie acolo fix la limită. 1000 de grăsane deja. Mor de râs că atât pot să mă distrez când mă uit la tine. Mersi fain, domnule David. Și cam ăsta și scopul gen să se uite lumea și să râd, adică nu e scopul să vă arăt eu câte profesionist sunt eu la Clash Royale. Că nu sunt gen. Este ce așa, mamă, frate. Abia aștept să-mi dea din orice ăsta. E bun, rău. Gen 101 de cărți penale, 10 epice pe care nu le folosești, 50 de rare care sunt ceva gen... Hai să căutăm o rară dubioasă pe care nu prea folosește lumea. Nu știu care ar fi aia, dar... Uite, heal-ul, de exemplu, nu prea îl văd în arenă, deci îmi dă heal sau ceva. Poate și un rahat din ăsta, că nici ăsta nu prea îl văd în arenă. Și cam astea ar fi. Gen cărțile pe care mi le dă mie. Lor nu mai pui nou. Dar de ce H2 e la fel de plin, mi-a dat legendară. Nu știu ce să zic, am deschis cât 14 chesturi atunci, ceva în genul și am luat, cred că din aproape toate de CH2, în afară de vreo 2 chesturi sau ceva în genul. Nu știu, mi se pare mult mai OP. Ăla de CH2 ăsta, de CH1 chiar nu-i bun din nimic. Am luat 3 sau 4 CH1 draft chesturi și n-am luat nimic din ele până acum. De fapt, stai că am luat 10 baluri, alea singurele cărți bune pe care le-am prins la ăla. La draft challenge. Draft challenge, o să fac la draft chest. Dar m-ați blocat pe challenge acum. Sergiei, ne batim cu Rashmida Alebe. Aoleu. Și are și bordelul. Bun. Ce de care putea să aibă asta? Cred că e la cu Giant, dar nu sunt asta sigur. Sper să nu fie la cu Giant, că nu. Giantul e destul de mega OP. Mai ales în combinație cu cărnați din ăștia. Și mai era un deck la un moment dat cu Elite Canker și ăsta. Ok. Aparent s-a blocat jocul pe... cum îl cheamă pe ăsta? Bomberman, bomba la cur, ceva. Am prins până acum 3 sau 4. Și de obicei nu dau de ăsta cam deloc în are, nu știu, primit acum ceva mega buff sau care șmecheria. Opa, nenea Bolero. Axânte și bila lui de aur. Giant Scârțar. Adevărat și Giant Scârțar. Bă. Nu m-a cuprins ceva buff, mă gândesc. Că altfel nu știu zice l-ar mai folosi lumea. În ideea în care până acum nu prea l-a folosit deloc. Sau nu am dat eu de el. An arena. 6 elixir o băgat aici, că atâta costă bordelul. Teoretic îi dau la... Nu, nu îi dau. Ok, are și el la. Credeam că îi spargă taurul, lejereanu. Bun, e bine că totuși îi dau și în bordel, cu poizonache.
Așteptăm, așteptăm, așteptăm. Vin fotere aici. Unul din ei crapă. Bun. La primul capac. Trebuie să aibă din nou Giant Schele Scârțar. Schele Scârțarul. V-am zis că trebuie să aibă și cârnazin ăștia. Că am mai văzut deck-ul ăsta. Bine, poate că nu-i exact ăsta, dar asemănător. Deci mă așteptam 99.9% să fie cu bărbali. Hai pe aici. Bun, o băgat din nou bordelul. S-ar putea să ambulam. Punem aici un poison ca să-i spar și bordelul. Păcat că ăsta o să cam dea damage din spate. Hai că băgăm. Vedeți, uite, mă forțează să folosesc bowler-ul. Și parcă văd că-i trimit iar cu rage pe partea asta. Piuuu, beț, aștene și... Hai, da, aici ai Onchi. Nu a venit, mamă, și bubuie acum asta și mi-i terorizează pe ăștia. Încă o casă? Ok, frate meu. Treaba ta. Treaba ta, frate meu. Nu mă bag, man. Dacă tu vrei să-ți faci acolo bordele, grămadă... Treaba lui. Eu sunt cel mai bun pregătar făcând orez cu lapte. Tu da, mai Dani. Bun. Ia simt, pe unde a ajuns ăsta cu deck-ul lui Fenomen? Oricum trebuie să fie mega scump și deck-ul ăsta. 4.8. 4068. Nici nu mă mir. Cu așa deck. Joacă CSGO, mă joc și CSGO. Dar nu pe live-ul ăsta, gen. De ce nu faci goblin la maxim? Dacă v-ați uitat la episoadele offline, ați ști. Dar nu vă uitați la episoadele offline. Dar vă iert dacă îmi dați un follow pe Instagram. Este. Când faci challenge, o să fac după asta. După meciul ăsta mai dăm încă o dată challenge, o să vedem ce se întâmplă, deși nu știm ce se întâmplă. Ia băsesc cu haide aici. Vezi ce zice King Taurul ăla. Bun. Carlos Braziliano, ăsta e bronzat. E bronzat și îi place fair. Adică jucătorul ăla de CSGO fair, nu știți? E brazilian gen, parcă. Fair. Hehe. Ia, domnul Solovăstru, nu vezi că ai o trupă de ciorcălare pe tine, nu vrei să le omori, gen, Eugen, din 6 de cărți, să moară Faringo Septionel. Hai că bine. Adică nu e și chiar asta de rău, se putea mult mai rău acolo, în acea situație mega fenomen. Rupem prințesa. Ok. Uite, dreacu, am uitat să dau bloc, mă, la scârțar. Bun. Să-l bag oare pe ăsta, ce deck să aibă? Că n-aș băga gen solovăstru pentru că știu că are ciorile. Eu, mortal. No, aici e o problemă. O să dea target pe tower. Dar o să-i dau reset acum. Deși trebuie să-i dau un pic mai rapid. Bun, i-am dat reset și o să dea acum pe bowler. Nu știu cât rezistă bowler, că dau ciorile în el ca în porc. Ok, nu rezistă mult, am înțeles. Hai că o forțăm. Îl rupem rapid. Și are și rocket, frate. Da, e pe nașpa treaba. Apuc. Ok, frate, bun, o dat după graveyard. E bine. Axântie, dă-i peste râu și prin pădure. Bravo. Băiatul deștept, Axântie. Era cândva. Acum e prost bâta. Electron, nicio treabă n-are. E aici frumos domnul Băsescu, el. Meh, n-am chestia să dau după Băsescu. Bun. Hai că e ok. Trebuie să bagi din ochiorile.
fel al dracu. Și iar să o lovesc, nu-l dă unde trebuie. E mai raton de fel. Du-te, toti! Du-te și tanchează, trageți aș. La zău s-o dus un pic în față și o lua direct curbă, prosta mă luna. Bagă din nou ăla, am știut. Bag din nou ciori, bagă de fapt ciorile, eu bag ăsta. Solo vostru. Cred că ăsta e egal. Hai mă, spargeți o dată ăla și merge și tancați acolo. Da, e egal ăsta. Slabe șanse să facă ceva acolo Grigardul, că nu tanchează nimeni ca lume. Bagă din nou un mortal. În speranța că dă un hit și după aia îmi dă rachetă, normal. Bagă ciorile. Bineînțeles. Și e egal. Că nu prea am ce să fac. Bagă Goblin Gang acum în spate, normal. Da. Am shoot. Gen, exact, am știut cum o să-și facă cycle-ul. 75 de la Dani 199. Mersi fain, domnule Dani Dăluții, chiar și ce menajează cablul ăsta. Bun, hai să mai băgăm o dată să scăpăm și de gemurile astea, că, na. Poate ajung măcar până aici, dacă am venit până la 3 win-uri. Zis, ok, 100 de gemuri s-a dus. Oho, domnul Racu, mersi fain, dă GG-ul. Facem și noi un spam corect de capre? La maxim, gen? Plin de capre? Cred că o să iau cablul ăsta și o să mă spânzur pe el. Nu chiar. Capre, capre, nu capre scris. Capre din alea adevărate. Am vrut să zic că Scaro șeful caprelor, dar pe asta ne-a înseamnă. Stai bă, că nu Scaro, că Racu. Și adică Racu, Scaro, nu tot un Racu șeful caprelor. Sau Racu șeful celor care stau capră. Hai să vedem ce ne mai dă la draft, da. Ce sare? Spârcozini sau ăsta, pe bun. Hai că l-am Spârcozini. Poate îmi dă un electro să-l ard pe ăsta. Aoleu. Aoleu. Deja regret ale 100 de gemuri. Cred că astea sunt mai bune contra la fătărău ăsta. Capriliue! Aleargă Caprilin în chat. Bun. Ăla e deck ce am eu acum. Nici Patrocle n-am avut așa deck. Punem Spârcozini, deși nu știu ce am un deck, dacă am vreun tank pentru Spârcozini sau ceva. Dar cred că și barbarii ăștia ar putea să tancheze destul de ok. O, Valentin. Da-ți la fauter. Bun. Rupeți spatele la Valentin. Ok. Nu ai și chiar binișor, dar ăsta pac, hau, dă-i, bun. Te rog, dacă dă un antaur e cel mai bun. Deci Sparky e cea mai bună carte dacă dă un antaur. Perfect, cea mai bună carte, jur. The best card ever. Sparky. I love Sparky, very much. Sări și dă-i. Bun. Ok, nu mai e bun acum deloc. Auliu. Aoleu, să moară ăsta. Bun, e ok. Hai mă frate, și Valentin pe zonă. Iar am un deck din ăla fenomenul de ciudat. Bun, și mi-a dat exact, nu chiar, aproape la fel de mult damage. Ok. Hello de la Alex, hello domnul Alex și mersi fain de luț. Ok. Cu ce mă apăr eu de balon, în afară de asta? A, ok, am și ăsta. Și arcașele ar mai fi o variantă. Bun. M-a uitat, s-ar putea să fie o mega problemă treaba cu balonul. Nu am cele mai bune cărți contra la balbalon. Ca să nu zic că am niște cărți infecte contra la balon, dar nu. La balon. Hehe, e bun. La balon. Un nou stil de a da la balon. Stilul lon. V-ați prins? Nu? Ok, de pace. Bun, frate meu. O dată acolo să sară?
Du-te, Vere, du-te. Mai bagă ceva? Nu mai bagă nimic. Bam, 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 curent. I-am dat cu curentul. Chiar super bine și curentul. Să mai punem oare o carte? Au, mai băgăm o dată. Casa cu bărbațuri. Da, bă, chiar și pe asta pot folosi, gen să distrag Balonescu. Ok. Bun. Ia o piesă. Mamă, ce prost am dat goblinii să mă răgicu. Să vină Casiliue. Să nu-mi zici că am câștigat din prima. Holy cărnaț. Bun. Clash Gums, l-am spart. I-am dat mare letală. De ce ai două banane pe bilonus, două banane să... 5. Mai una pe aici? Nu, 6. 5? 5. Ia să-mi cât a fost ăsta, 1000 și cât. Nici 3000 săracu. Stilul Lion egal stilul meu. Cum se numește melodia? Melodia se numește Into the Wild Again. Adică prin sălbăticie din nou. Nu prea știu, dai că luăm de data asta Durexan. Vagabontele, că-s două și nu, îmi place mai mult cu două. He, yeah boy. Hai frate. Nu prea aș vrea să-i dau pack, adică pack-ai totuși fucking OP de casă, dar nu știu ce am impresia că are golem. Dar de fapt e că într-un fel e bine dacă are golem pentru că am pack-a și hau. Și l-avem și pe Valentin aici, de față. Am crezut că-i rupe bucile, dar nu prea mers. Dați arcașelor. Ați dat ceva. Una apucă, două. Bun, hai că-l pregătim aici pe Nenia Giant. Și o să încerc să construiesc în spatele lui. Sper să reușesc. V-am zis, frate. V-am zis. Deci, bă, frate. N-ai cum, bă. Deci dacă eu zic că e golem într-un deck, e golem, frate. Nu există. Deci dacă eu zic că e golem, e golem. Orice ar fi, când am zis că e golem, e golem. Nu există. Există o explicație. Nu există. Mie, teoretic asta-i face counter, dar nu, e golemul, e golem, adică. Să nebunesc. Vine și cârnața asta. Bun. Am făcut ceva defend acolo, dacă am pârjales oricum. Băgam șanele de golem că am luat bloc din cauza lui. Când mai faci live cu forne de la Ciprian? Mi-s fain, domnule Ciprian de Luț. Nu m-am prins cum adică ai luat blob din cauza la golem. Și live cu Fortnite aș vrea să fac teoretic mâine, practic habar n-am. Nu mai îmi fac planuri gen când fac un live și chestii. Că... Aole, ce prost l-am pus pe ăsta. Că nu m-am programez așa și după aia gen dacă nu pot să fac sau n-am chef să fac live cu jocul ăla, după aia mă simt cumva obligat să fac live pentru că am zis că o să fac live. Și așa mai bine nu zic că fac live cu un anumit joc și fac chiar numai când am chef să-l joc. Că altfel e destul de nașpa. Mai că dăm cu balon numai ca să distragem chestii. Te rog dați după prințesă. Mamă ce proaste-s proastele. O bucată. Neam. Nu vreau să folosesc peca pentru că, na, prietenașul meu Nenia Golem încă-i pe zonă. Punem aici și al-o pus pe fătără. Hai că pregătim și noi peca. Peca care? Avem și pe Valentin aici. Aoleu. Hai și rachete. Avem și pe Valentin suport. Avem și arcașele suport. Ar trebui să-i rupem bucile rapid. Ce fac eu acum e super, super riscant. Pentru că s-ar putea să pierd meciul dintr-o fază de genul. A, îl pierdeam oricum. De fapt, stai că are rocket, frate, ești nebun. El are rocket, băi, am uitat.
Păi pe ăsta îl durea la cioc ăsta. Dar cred că dacă trimiteam balonul l-am și ăla. Am și uitat care ăsta rocket. Alea-s de cur, frate meu. Cât au... Aoleu... Măcar au avut 3800, nu m-am bătut un pârjales. Rachetă ca aia, 5000 damage. Bun. Până acum e 1 cu 1. Bă, credeam că îmi plac draft challenge-urile, dar mi-am amintit că nu-mi plac. Electro sau pușca lui Ionel. Să le mă, că le iau pe Electro, că cine știe ce minune. Aoleu. Și dacă iau eu ăsta, înseamnă chiar are rachetă. Dacă iau când e liniat, nu, poftim. Aș trebui să-i dau Sparky, pentru că știu că îi fac counter cu Electro și cu ăsta, dar ideea e că dacă îi dau Sparky, face cu ăsta, gen, chestii și vrăjel. Dacă iau eu Sparky, teoretic el nu are, sper. De fapt, se care parcă Zopiu, că l-am dat. Bine, l-am dat, că nu aveam de ales între astea. A venit direct cu Sugaciu. Ia Băsescu. Eu am și-o pe Bulangiu ăsta. Am racheta de data asta. Mamă, rachetă și din ăla, să nebunesc. No, asta o să fie cumva. Ia zi cum face asta defend. Dai sandele. Bravo. Bă, măcar dă rapid sandel. Am la cărți scumpe 5000 costă de costă. Dar n-ai dat și în taur. Ți-ți place așa să dai numai pe colțuri. Oare ce are el dacă mi-o dat mie barbarii? Un Mega Knight? Chiar bă, n-am văzut niciun Mega Knight până acum aici, la asta, la challenge. Foarte dubios. Oare nu-i voie cu Mega Knight aici, sau? Aia e în mână 4x6, păi n-am ce zic. Costă de costa 3000. Dă-i măcar una și sparge-l. Sparge pe dreacu. Bun, fraților, să-mi amintiți data viitoare când vreau să-mi joc draft challenge-uri. Să nu mă joc. Gen, pe bun. Adică... Nu știu de ce am avut eu amintiri din astea, că bă, ăsta... Cred că, de fapt, da, am câștigat toată un draft challenge din ăsta. Era ceva gen cu chestii până la 9, nu mai știu ce vedea, un legendar și încă ceva. Și cred că de acolo mi-au rămas mie minte cumva că îmi plac draft chest-urile, dar nu-i pont. Gen, data viitoare să-mi amintiți voi, băiete, joacă-te și tu în arena asta draft cărnațuri. Uite, în loc să meargă și el băiat deștept să dea în taur, ca băieții deștept, el nu-i. Ia miner să-l luăm rapid la sulă. Și o să bagi acum Inferno Tower, numai de aia bag Electro. Mă aștept, adică poate nu-l bagă, cine știe. Ok, nu-l băga, mă, nu-i fraierul. Dă-i, frate, mamă, nu uit. Ok, dai pace. Ce-a făcut pletinaș? Calmează-ți țățiliue. Mamă, acum ar trebui să presez și să mai bag un câinele din ea pe partea asta. Cum joacă și cancherii alții. Ai ce da, vere? Nu, ce da, mă. Dar până faci tu defend acolo, dăm cu triple cancher. Deși poate era mai bine să iau direct king-ul. Bun, l-am spart. Mai bag și eu din ăștia 1000. Setter, la ce faci, domnule Madalin Setter? Saludos, saludos, mi amigo. Donde sta la biblioteca? And this is all I know in Spanish. And some bad words. Che ora e? Ți-am ciori de bici... Stai ca astea pe românești dacă ți-am ciori de bicică. Dănache? Nu știu ce e. A, pentru Metin 2, holy fuck, dar vrei să faci Metin 2 gen pe canal? Noi cu din alea, cu strike-uri și chestii. Din cât ești eu. Adică parcă era ceva risc să faci Metin 2 pe YouTube, din cât ești eu. Fac oficial, mă joc ronul private. Ok.
Gen, habar n-am cum stă treaba cu oficiale roșii vrăjel din astea. Să le ia pe fătărău în loc la Valentin. Hai mă că luăm pe fătărău. Asta e un Valentin practic evoluat, dacă să-ți gândești. Că nu face mare șmecherie, numai că dă plin mai multe ținte, dar în restul pârjale să-i. Bun, am luat și Fryer Spirits. Nu știu dacă e cea mai bună variantă, Fryer Spirits sau înghețata pe botă, dar vedem. Freeze, frate. Da, mă joc des cu Freeze. Când mi-o bag în frigider. Ha, ha. Ce glume. Aoleu, de ce am dat? Și acum la asta ce-i fac? Și acum stau cu mâna pe patrol. Am avut și taur. Că am zis că da, că-s șmecher, că am rachetă și dau la șmecherie. Ok. Punem pe sugaci. Să tancheze sugaci. Păcat că nu dă cu tunul după ăștia. Redita mai tunul și îl dă numai după taur. Ata îl duce capul pe ăsta. Ok. Încă se dă strike, stai liniștit. Eu n-am nicio treabă, numai nu. Gen, nu știam cum funcționează treaba. Dacă e sau nu risc. Uai, că abia aștept să termină challenge-ul ăsta. Mă bucur că nu mai am gemuri. E groaznic. Ma. Gen, chiar nu-mi plac deloc challenge-urile. Nu știu, cel mai nașpa lucru din Clash Royale mi se par challenge-urile astea. Asta nu știu, super ciudate. Mie, știu că multora le plac extrem de mult challenge-urile, dar mie mi se par groaznice. Adică puține chestii sunt... Ah, ok, ești așa, bun. Hai că lăsăm să treacă treaba rapid. Clash with Madalina, da, așa, te-ai gândit că, no, cum să iei strike dacă le faci reclamă lor, da. Nu mai știu care o luat gen strike-uri că juca pe Metin Doiro. Da, ai din zi, băgați lei în curpa amândouă. Căci că n-ai voie să vadă nu știu ce, că pana din, nu prea știu cum... Ți-am zis cum să treacă cu Metinul vieții, dar... Știu că ziceau mulți că e risc mare, că bla bla bla, că fac tot felul de manevre, că nu știu ce. Bun. Măcar aici ai cărți de evel egal. Da, într-adevăr că... Da. Aia e gen distractiv în Clash. Să-ți dai și cărți random, dar totuși îți level egal, adică e... E tare rău. Iau cior, hai că iau pe ăsta, că dau cu ăsta după cior. Din nou, niște cărți, frate. Ar trebui să facă două decuri și cumva, gen, alea două decuri să fie combinate. Dar aici sunt total random, frate. Zâni și cărți, nici nu-ți vine să te joci. Măcar acum am o tentativă de lava lună. Să vedem, poate este ceva. Bubu, nou clan. Dacă n-are nici clan, probabil că e din ăla, vai de pușca lui. Și face Dita mai atacul, ce știm, bă? Hai că dăm așa pe colțuri. Că ăsta se ocupă de ea, oh, da, perfect. Ah, și uite, ați văzut? Nu dădea damage și în fătărău bețivan. Dădea damage numai în ăsta, da? Ci care splash damage. Bun, hai că lasă-mă bată și nu mai ajung niciodată la challenge-uri. Mai citim și comentarii între timp că numai fac extrem nervi cu căcatul ăsta ordinar. Stă fătărău bețivan lângă Giant și ăsta și că dă splash damage, dar nu știu când și în cine. Că nu dădea gen deloc splash damage acolo. Stătea și dădea numai în Giant. Cumva. Bun, prostă idee a fost să mai bag încă o dată. Ar trebui să facă și o opțiune să dai quit la match-ul, gen să poți să ies din match, să-mi dea direct defeat-ul și să mă pot juca mai departe, să n-aștept până să decide jocul, bă, hai că ai pierdut. Păcate, era 100 de gems. Acum oricum nu prea aveam ce să fac eu, dar ca idee, gen, mi se pare, nu știu, pistol cu apă.
orice challenge pe care l-am jucat până acum, nu mi s-a părut niciunul fain să zic, bă, ce fain, m-am distrat. He, cât a fost de tare. Gen, numai pârșel din astea. Uite, nici nu am putut să dea o bucată în tower. Dar oricum e vina mea, am zis că nu o să mai joc niciodată challenge-uri, dar... Nu. Ar fi trebuit să le joc numai până în punctul în care e gratis. Dar pe mine m-a mâncat la ciocată. Am zis, bă, frate, mă joc, frate, ești nebun, ce dracu. Mai merge încă unul. Cum să nu mai meargă încă una dacă merge? Ok, nu mai putem băga. Cred că dacă mai văd încă un upgrade goblin, cred că îmi vine să mă aruncă pe geam. Nu știu dacă am zis de vreo 40 de ori până acum, numai săptămâna asta, gen. Că o să fac un video separat cu upgrade la goblin și chestii. Dar nu, încă oamenii insistă cu upgrade la goblin. Bun, perfect, am terminat cu challenge-urile. Nu știu când o să mai fac challenge-uri. Dacă aș putea să dau o opțiune acolo să blochez, să-mi trintă chestia asta cu challenge-uri, să nu mai văd niciodată când dă challenge-uri, ar fi fain. Ok, am luat doi porci, măcar atâta. Bun, hai să ne vin de treabă în arenă. Cât mai avem din live și... Cumva aș putea să scuip pe asta fără să-mi scuip monitorul, nu pot. Ok. Redem time, nu, n-are rost să le dai timeout, că poate vin și noi. Încă nu. Le dai timeout degeaba. Bun. Și ăsta e ceva... limba șarpelui. Ok, iau damage-ul ăla că... Ah, ok, deci ăsta are 300 de goblin până acum. Mai ai încă o trupă de goblin. Ok, n-are trupă de goblin, are cârnațul de doi. Mega scroafa. N-aveam de ales, gen. Că altfel lilecii mi-i omorau pe ăștia. Și după aceea sărea în gârlă direct. Da, pe majoritatea nu făceau gen pe moca. Reclamele la private și chestii. Adică... Nu cred că e cineva care să facă reclamă moca la privații. Probabil că numai dacă era un gen între prieteni și chestii. Joacă cu Freeza în loc de Poison, șeful banilor Messi faină de loot? Nu. Deck-ul joc așa cum a fost făcut de la început. Și când o să schimb deck-ul ăsta, bine, parțial o să mai schimb chestii prin el, nu știu, un fătărău cu înghețată în loc la Electro sau ceva. Dar nu o să-l schimb super mult. Și când o să fie gen să schimb total deck-ul, îl schimb deck-ul, după care dau delete la joc și nu mai joc niciodată Clash. Cam atunci o să vedeți alt deck, în cazul meu. Gen, ăsta e deck-ul cu care am început. Bine, am început, teoretic am început, practic. N-am avut graveyard după, na, mie mi-a dat graveyard după 2 ani sau ceva în genul. Dar oricum, ca idee, nu o să schimb niciodată deck-ul ăsta. Și dacă dă nerf la toate cărțile și ajunge să fie cel mai prost deck din meta, o să-l joc tot pe ăsta. Sau dacă ajung, nu știu, în arena 5 cu el. Cu ăsta mă duc până în arena 5 și după aia, când îi dă din nou buff-ă sau ceva, revin iar la deck-ul ăsta. Apuc? N-apuc. Am crezut că apuc să-l trag pe prostia. Fai cât spamează și ăsta să mă arăt Chicozaurus Rex. Cred că e deck din ăla cu cycle super rapid la Mega Knight. Și la balonul la vieții. Cred. Îl punem fix în față în cazul în care mai bagă ceva chestii în spate la Mega Knight să pot să dau splash-ul. Bine, în cazul în care nu erau zburătoare, dar au fost zburătoare. Bun, la Mars. E Zap Bay, nu știu exact ce-i, dar nu, e ciudat deck-ul. Ia să intrăm rapid. Că-s curios. E cumva. Uite, și ăsta a ajuns în Challenger 3. 2.
3.4. Păi, interesant așa un pic deck, dar nu mi s-o părut gen să fie super OP sau ceva. O mers destul de lejer contra lui. În fine. Salut, am făcut 12 la challenge și mers pe Fine Archer Magic în arena baftă. Să faci tot așa de la Invincible YouTube. Mersi, Fine, domnule Neluț, da. S-a cam dus treaba. Unde e naiba aia? Nu aici. Turnament, ăsta e. 3-12, 2-12. A mers bine, adică nu. Practic, nu, nici nu știu cât gold mi-a dat, dacă măcar o meritat gemurile. De fapt, stai, că mi-a dat o dată unde. Mi-a dat gold aici 1000, încă 1000 și mi-a mai dat încă ceva gen din chesturi. Guaranteed prize 700, cred că o meritat de fapt alea 100 de gemuri pentru gold. Burito a donat tot un euraș. Mai se fain încă de domnule Burito, o seară din Oclana. Prințul nu pune clicat, nu? Ok, nu. Mai avem încă o donație, dar nu o să pot să citesc fix acum. Mă atacă ăștia cu ciorile și alte zburătoare, cred că înțeapă, nu? Înțeapă. Înțeapă, frate. Au rezistat ciorile cam 2 ani. Gen, le-a intrat și cu tornadă, abia știi să fac și tornadă de 6, cred că o să conteze un pic. Plus rând a donat un euraș, sal cât plus de cultă, pot să-mi faci o reclamă la clan, sunt Elder, Yash, Lord. Clan de acolo e un pic cam scurt, dar sper să fie la bun. O să fac imediat, mă. Iată la domnul Burito. Aul. Iar Bomberman ăsta. Voi ați observat câți am prins în arena Bomberman ăștia? Azi, gen. Nu știu ce i-au apucat pe ăștia. Gen, n-am jucat atâta de când mă joc Clash Royale contra la Bomberman ăștia. N-ar rău să pun care ciorogările sunt. Am și pe le bagă pe scroafe. Tot mai dau, frate, damage. Dă-le, mă, dracu de scroafe. What? O avea rachetă? Ei, ce bine ar fi dacă ar da fătărău ăsta splash și pe fătărăia. Fătărău pe fătărăi. Ok. Ce bun era logo dacă nu-l dea ca prost un sat. Bun, acum trebuie să aibă prințul Rahat. Hai că o să-l folosim pe Nenia Knight. Că 100% îl bagă. Ok, l-o băga pe ăsta, nu-i pont. Aoleu. Vrea să-mi facă manevră. Da, vrea să-mi bată din vrăjală din asta, am înțeles. Bagă ciorile. Luat iași în sabi, 44 secunde. Dar oricum cred că face cycle încă la un fireball. De-aia o să pușez aici. Că dacă dă fireball, măcar ăsta o să bage aici un pic de damage. Ok, l-o dat acolo. Logul nu dă atâta damage, din câte știu dă vreo 80 damage. Manevra asta de la Madalina am învățat-o. Să-l pușez rapid pe partea alaltă. Îmi face vrăjală. Și acum dă fireball. Că asta face, își face cycle rapid la fireball. Dar dă cârnațul ăsta, du-te dracu. N-am apucat. Și deja e în avantaj imens. L-a lăsat în sabie. Vezi? Diferența de HP, frate. Că îl băteam de mult dacă n-avea 2000 HP. Cam atât agregare în plus. Bine, nu chiar atât, dar da. Bagă și pe sugaciul ăsta de 2 bani acum. Bun, are o să mai pun carte pentru că o să explodeze gen bomba lui Father. Bun, acum ai pont. Du-te, Vere! Aoleu, că băga ciorile. Da, e egal. Deși trebuia să-l bat. Da, nu. El are level 12, un level 3. Cam greu. Că-l băteam, de mult era bătut, dacă nu era faza cu HP-ul.
Ce să faci, n-ai ce să faci. Salut, domnule Scaro, ce faci, jue? Salut, mai faci LOL, îmi plăcea mult seria cu aventurile lui Vegard de la Andrei. Mersi fain, domnule Andrei, de luț, nu mai fac LOL. Adică LOL lui oricum nu era nicio serie apreciată, să stau, nu știu, o oră până filmez un episod, după aia încă 40 minute, o oră până le editez, ca să fac 2000 de vizualizări și nu, să nu fie nimic interesant. Mai bine fac altceva în 2 ore. LOL e un joc mort, total. Bun. Luăm clanul domnului Burito. Search Alina. Asta ar fi Romania Power, dar nu? Stai mă, că mi-a dat notă, nu cred că l-am arătat. Oare am uitat să-l arăt data trecută? Bun, am rezolvat și goal-ul. Mersi fain de abonări, domnilor. Poate scăpați și voi pe la Instagram acolo. Un follow, ceva. 52.345, ar fi bun. Poate plezim și golul ăsta dacă avem un pic de bulan. L-am arătat bun, că am crezut că am uitat să-l arăt. Deci aici e șat dacă vrea cineva să intre. Episodul de Overwatch sau CS când mâine. CS 100% mâine. Adică 99% ca să nu o dau cumva cu fail și să nu fac. Am dat follow pe Instagram. Mersi fain, domnule Dumi. Ia să vedem cum stăm aici și pe Instagram. Suntem în calare sau sau? What the fuck? Mi-a pare ce dracu, frate? A, de la Peel Remote, firea la dracu, îmi dau și notificări. Ia să vedem. 2404 pe Instagram ești nebun, am crezut că face numai 2303. 300. Dar că am făcut 2400 este. O să joci Last Day on Earth, nu? Nu-mi place jocul. Adică îmi place să stau să mă uit, dar nu-mi place, nu mi-ar place să stau să-l joc. Hai că stăm bine pe Instagram-uri. Hai cât i-am făcut? 151 de lichior la thumbnail-uri. Not bad. Ne-am mișcat un pic pe Instagram. Bun. Încă o dată, dacă vrea cineva aici așa, fără rancuri, coroane la clan, ce vă distrați, adică aici nu-i cu tryhard și din alea. Și jocul Barbar Q de căcat. Pare ok. Nu l-am jucat, nu știu exact ce și cum îi pare ok și mai ales că e în early access. Bănuiesc o să facă mai multe chestii și mai grele la el. Mădălin, nu ai faza cu YouTube-ul, pur și simplu îi spart YouTube-ul, adică nu contează calitatea gen la care face. Bun, după meciul viitor să-mi amintiți să fac gen promovare și la clanul Yash Lords. Ca să nu stăm gen mult între meciuri. Au, de iar level 12. Sami B. Murica. Nu știu, fac vrăjoar gen de America. Faza aia cu prescurtarea la ceva redneck din ăștia în America. Zice Murica. Salut de la Florin Ro. Salut, domnule Florin Ro. Ce faci, joe? Să dăm aici un poison, ar fi corect. Hai că-i dăm. După aia mai dă asta vreo două bile și gata, șmecheria. Ăla-i toate, mai stăm poison, perfect. Perfect. Asta pare genul ăla super, super ratat. Și ar trebui să-l bat. Te rog, solo vostru. Hai mă, hai Goblin Ganger, du-te. Unde să meargă acest Sami B? Aceasta e întrebarea. Ia o coroană pentru Clanchest, bun. Și nu, și eu o să scrieți acum Clanchestul, vrem Clanchestul. O să fie mâine pe episod Clanchestul și Magical Chestul. Că n-am, mă gândesc că poate am două legendare din unul din ele și o să fie un episod decent. E, șansele să-mi dea legendare din Magical Chest. How? Ia te uite mai cărnat-o. Simt că am turnat următoarea. Dar n-am elixir. Aoleu, și dă și curej la tia și în... Nu mai era să dau tornada. Ok.
Nici nu mai merita să dau acolo goblinii aia, am dat degeaba. Bun, lăsăm, trebuie să-mi fac un pic de elixir. Aoleu, iar porcul. Domnule porc, trage-te așa în mașină. Asta nu sună chiar bine. Bun, n-am apucat să mai dea o bucată. Trebuie să forțăm pe partea asta, că aici e treaba, treaba. Punem, ou, ciorogârle, doamne, batele ciori. Bun, acum trebuie să păstrez Electro Plus, tornadă pentru balon, neapărat. Și mă forțe, ai de pușca lui Ionel. Cu rage de alea. Te bă, dracu. Dacă dă o singură bucată, am pierdut. Și uite mă ciorile din nou, mă trăznile ar ciori. Fucking cior de casă. Și nu pot să fac niciun combo ca lumea, că el bagă ciori. Tu-s cioara vieții. A, frate, și porcul. Mă dau cu pumnul că stric pe aici chestii și nu, nu-i bine. Okay. Level 12, frate. Rămâne în 37 HP. Că trebuie să dai în taurele lui 5 ani. Că el are 6000 HP pe taur. Ajung la 4125 cu level 12 în pana și porc de 10 jimă. 3346 hit points. Bun, Princess Tower. Acum hai să ne uităm cât am eu pe King Tower. 4392. Deci el are cu 1000 parcă mai puțin, nu? De cât am eu pe King Tower, el atât are la Princess Tower. Da, foarte tare, bă. E ok. Să vinem cu un level 12. Cum se numește piesa? Piesa se numește Stick Shift. Bun. Nu neapărat poison-ul, ci faptul că el are level mai mare. Oricum, după ce fac level la cărți, o să fac level 11, o să mă bag cu level 13, adică nu o să se schimbe ceva și să o să mă bag, nu știu, cu level 11 și 12 numai. O să facă jocul în așa fel încât să echilibreze treaba, să nu cumva să reușesc să trec așa, ca prin brânză. Prin CH1. Nu o să reușesc de la Supercell. Stați voi liniștit. Bagă asta la cărți să moară Gicu. Încă nu a murit prințul, frate, ești prost. Deci încă nu a murit prințul. Du-te, bă, să-mi bag. De jocul sului. Hai că lasă-mi bat, că nu mă nervez dacă nu mai joc cu căcazii așa. Deci prințul a rezistat acolo la 3 goblin, la tower și la knight. Ce mai vrei, frate? Hai prost, am o lună, nu vezi că ți-am dat win-ul, dă-te dreacu, atacă prostul familiei direct pe King. El trimite minerul, frate. Trimite-ți căcatul ăsta. Bun. Bag un CSGO, da, era o idee mai bună să fac CSGO, dar am zis că fac ăsta pentru că se termina challenge-ul, că dacă nu era faza cu challenge-ul, nu-l făceam deloc. Bun. Hai să luăm clan aici și asta dacă e bun clan tag-ul. Yash Lords. Stai mă că nu aici. E bun, e okay, bun. Super scurt clan tag-ul. Uite, 3 locuri libere mai sunt. Dar la 4000 nu știu dacă sunt oameni pe aici care ar intra în clan. Welcome, sau welcome lord. Cope încredere, elder la 500 de donații, cred, nu? Da, 400 pentru a rămâne. Sub 150 kick. Primii 3 clan chest elder. Vă așteptăm, Yash Lords. AQ. Dacă vrea cineva să intre aici, așa? Ai luat Magic Archer, nu? Oricum nu-mi place Magic Archer-ul deloc. Către un succes cu live-ul am avut la quest consecutiv legendarii chest. Golden chest legendarii... Golden și acum legendarii King chest. Super tare, Andrei, și mersi. Bun. Mai că trebuie să încerc să nu mai vorbesc atât de rapid. Trebuie să vorbim încet și rar. Nu ne grăbim. Mulțumesc frumos, Andrei Gărduș, de Luț. Mie mi-a dat doar
rahat la quest. Vorbim în slow motion frumos. Te pricep la PC-uri. DVD, 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 DVD. Teoretic mă pricep, practic. Adică știu să ansamblez un pic și să-l fac gen pe componente. Da, nu știu, gen dacă e vorba de niște chestii în alea complicate, habana. Nu l-am văzut pe cât așa calm niciodată. Eu sunt mereu calm. Sunt calmul de dinaintea furtunii. Și furtuna tot eu este. Prințan de șapte, da, avea prințan de șapte, mă. Ce se face? N-ai ce face. Bun, deci cine vrea să intre în Iași lor, uite cum intra cineva. Dacă mai e cineva pe aici și-o. 4000 limita. Și hai să ne uităm la cârnațul acela. Asta nu sună bine, uite-te că mai avea și Mega Knight. Bă, măcar bine că mă bătut rapid, că dacă mai venea și Mega Knight-ul făceam criză. 4301 ajuns maxim. Prins de 7, așa frumos. 13 călare, 12, 10 pe ăsta. Cât ăsta? Vreo 5000 damage. 792. Cred că s-a dat mai tare cam ăsta, ești bă? Te zic cât dăm ăsta. Eu să că am dat azi un peca, nu? Noi bă, pe aici o peca mare. Level 4. Ia cât dă asta la level 4. Poate că... Oricum dă, cam ca și măsa, da. Mini scârțarul. Nu-l găsesc. La un level mai mare. În fine, probabil că am trecut deja și n-am văzut de ochi, dar... Da, e ok. Tot level 4, du-te dreapta atunci. Păi nu, mă, e racule, mă. Măi! Bun, hai să-i dăm. Eu cea mai mare rară de 9 și mă mențin în arena 12 și ăștia au rară de 10 în CH1. Pe astea e nimic. Am dat și de level 13 la CH1 și cu toate cărțile maxate. Bine, în afară de legendare, că... Nu. Nu bagă ăștia chiar atâtea mii de euro. Ce pușca lui Vasile. Salut, cât am 870 de abonați în 7 luni și fac content exact ca tine, doar că abonați din părți, oricum forță maximă de la Justin Gaming. Mersi fain, domnule Justin Gaming. Atât am făcut și eu ceva gen... De fapt, cred că mai puțin am făcut în același timp. Gen număr de abonați, dacă bine ții minte. Tu dai poison la tia și în sabie. Tragem de proastă. Poate moare și pe ca asta pe mâine, pe poimine, nu-i grab acum, că nu-i chiar neapărat să mori. Domnișoara pe ca acum. Ia-ți timp, stai liniștită. Vezi ce mai face copilul tău în alta. Mai batem aici vreo 4-5 cărți. Că bag așa vreo 25 elixir pentru o carte până omor. Nu-i panică. Echilibrul în Clash Royale. Best joke pe 2018. Îmi bag la Fortnite baftă la CH2 cica, aha. Da. CH2, mai prins Zion. Te rog, electrocutation. Vine să-mi bat piciorul în slow motion. Bușteanul. Bănesc, el deja are peca pregătită. S-o înfigă. Da, am vrut să văd peca de level mare acum. E aici. Trăznior. Dacă scot un egal, sunt perfect mulțumit cu meciul ăsta. Ok, hai că-i dăm așa. Electro nu prea face 5 și ce cam tot ai și muscoiul vieții și ăla-i problemă. Și vine cârnațul cu prințan de ăsta. Aoleu, și cu cârnați din ăsta la alt. Îl bagă. Vă băga aici, mă. That's what she said. Bagă pack acum aici, o cacă, normal. Poate am un pic de bulan și n-are cu ce să facă defend. Neneac sunt, nu s-ar băga să tancheze pentru graveyard. El e șef, frate, el îl doare la Chicozaur. El nu tanchează. Are lucruri mai bune de făcut, nu-i fraier.
Doar fraierii tanchează. Oh, mi l-a executat și pe Pekka, pe Electro. E bine, mă. Iese vrăjoala sau mai bagă încă o Pekka? A, Muscoi. Tanchează Moș Crăciun pentru Graveyard. Iar bagă un din ăsta. Dacă e de cu Bușteanu s-a dus meciul. Și așa cred că are ceva Rocket sau Fireball sau ceva. Nu m-aș mira deloc. Hai mâncați așa. Mai are încă 200 de elixir. Ultima șansă, ori îl bat, ori nu îl bat. Ok, îl bat, este. Am fost sigur pe mine. Am și mereu cum să-l bat pe ăsta. Nici o șansă n-a avut. Totul a fost calculat. Dar am zis să fac așa, și ca să fiu un pic de suspans pe stream și să fiți ceva ce bă, oare îl bate, oare îl bate, oare îl bate, dar eu știam deja și... Easy. 8-16 și sugaciul ăla mic, cât dădea? Trebuie să-l vedem. Uite, deci dă aproape cât măsa. Cât măsa de level 6, ești nebun? Deci ăsta la level maxim dă vreo 800 și ceva. E bun. Ce ai făcut la challenge? Da. Mai bine să nu vorbim de asta. Cu ce am făcut la challenge? Nu de altă, dar am nenorocit pe ea pe acolo. Și ar fi păcat să vă... Să vă zic așa, să vă descriu cum i-am bătut după aia. Vagabondă? Să fie oare deck cu Mega Knight și Vagabondă? Ok, cârnați de ăștia. Stai, fă-o pur asta. Îi bat Electro pe ăștia, dar cred. Hai că încercăm să... Încercăm să forțăm, da. Forțăm? Cum? Normal că forțăm, frate, nu suntem pe nașpa. Am forțat de... Mai bine... Forțăm altceva. Ce părere ai despre netul de la Telecom, având în vedere că nu m-am putut la tine nici în 360p? Nu-i fază de la Telecom, asta e fază de la rahatul ăsta ordinară de YouTube. Gen, nu-i Telecom aici. 100% sigur că nu e atât de rău netul. Nu există net în România atât de rău încât să nu te poți uita la un stream. Până și cel mai prost net îi decent. Dar e o problemă cu YouTube-ul. N-au bani ăștia că-s platformă nouă, acum numai ce-au lansat YouTube-ul. Știu că n-ați mai auzit YouTube până acum. Și pentru voi e o chestie nouă treaba cu YouTube-ul. Și n-au, încă oamenii trebuie să-și facă gen platforma să funcționeze bine, că... Da, cum v-am zis, e platformă nouă, numai ieri sau alaltă e parcă pe YouTube-ul și n-au bani, gen. Asta e problema, de fapt. Că n-au oamenii bani, știi? Dar acum o să facă și ei niște investiții. Am văzut că bagă 5 lei în server. Gen, o să-l facă să meargă mai bine. Că un cablu parcă era problema acolo, mi-a zis de la YouTube. Dar îl rezolvă cablul ăla și totul o să fie bine de mâine încolo. Că nu, am zis că le dau și eu din puținul meu, le dau 5 lei să-și facă serverul. Să pot să fac și eu un stream corect. E bun Xbox 360, nu mă pricep la console, habar n-am. Bine, mie nu prea îmi place ideea de consolă. Dacă aș avea un Xbox sau orice PS cărnaț ceva, m-aș juca FIFA și atât. Dăm un graveyard defensiv aici și eu. Doamna Pekka, joacă-te cu scheletul meu. Cred că aș putea să fac să sune orice. Oarecum semi-porno. Ok, poate că nu a fost cea mai bună idee să dau acolo așa. Vine asta să conecteze Bușteanu. Te rog nu, te rog nu, te rog nu. Am tras de timp perfect, am tras de timp perfect. Sau Queen of Mars a fost de început, cred. Îl mută de pe diesel pe benzină, nu chiar. Dar nu, cum am zis, problema asta la YouTube, că nu au bani, că e o platformă nouă. Dar după ce schimbă cablul ăla de 5 lei, care face o conexiune între ceva chestii pe acolo, o să meargă totul perfect. Mi-ți fain, domnule Racu. Bun.
Hai mă, măcar un 4100 să fac și asta. Pe stream. Cablu de 5 lei, păi na, aia e problema la așa, știi? Bine, dacă stai să te gândești la câți bani fac oamenii așa, gen YouTube-ul vieții, cam atâta ar fi. Ca să facă serverele să fie ok și stabile. Cum e pentru cineva 5 lei? Nu, no, nu. No. Deci ai investit într-o chestie care deja produce o grămadă de miliarde de dolari. Dă-i în pui mei pe ăștia cu stream-ul lor. E ok, Deku, nu-i super mega fenomen, dar e ok. Gen, nu-i cum sunt astea în meta, nu știu dacă mai e acum un mortar deck sau ceva. Nu-i un deck care să fie în meta, a fost la un moment dat în meta, era cel mai bun la un moment dat. Dar ca oricare alt deck, dacă o carte primește nerf, dacă nu știu ce, uită-l pe ăsta cu ce vine. Gen, iese din meta și acum, practic, ăsta e un deck bun, dar nu e în meta, adică, nu, poți să-l joci super bine sau poți să faci nimic el. Da, eu îl joc pentru că am vrut de la început să mă joc cu Graveyard încă de când eram prin, nu știu, arena 4-5 ceva în genul. Dar am primit Graveyard-ul în shop, numai pe la, nu știu, cred că am intrat în arena 10 cu deck-ul alt și mă puteam menține, parcă ceva în genul era. Și după ce am făcut deck-ul ăsta, am rămas gen în arena 10 și de acolo am avansat-o cu ăsta. Salut că azi am luat pentru prima dată Electro de pe shop trimis la 16.34 de la Pate Gaming, un noi tremers. Fain de luz, domnule Pate Gaming. Da, știu cum e sentimentul ăla să-ți cumperi legendara mult dorită. Că eu mi-am cumpărat practic 6 graveyard-uri până acum. Poate că era mai bine să bag Electro. Că de rahatul ăsta de level 13 de rupe. Sau salut! Chiar mai fraților, nu uitați, în cazul în care n-ați făcut-o deja și poate aveți și voi Instagram și ați uitat, să dați și voi un follow pe Instagram, corect. Adică suntem 2400 și acolo și o să încerc să postez, poate nu chiar zilnic, dar măcar o dată la două zile să bag ceva corect. 30 de secunde, nu cred că apuc să sparg pe ăsta. Mai dă una și îmi dă taurul, aproape. Puuu, mamă, Elite Conquer și IOI. Deci o băga 10 elixir acolo așa, nu, pe nașpa. Ăsta e șef pe elixir, frate, nu? Să nu-mi zici că-l bat așa urât. No, că-l bagă, frate. Fiți antenă, știu. L-am tras în sabie. Campion pe sate. Gândită frumos acolo, pac să bag goblinii, să-l trag pe ăla cu tornadă. Bine, mă. Fac ăștia. 4300, nu meriți, fraiere. 3.9 e numai deck-ul ăsta, what the fuck, mi-ai scump numai cu 0.1 decât deck-ul meu. Și de spama de la dracu și are cărțile destul de margine. Ăsta e 6, ăsta e 6, ăsta e 5, dar de fapt da, astea sunt destul de pârjale după aia. Interesant. GG, dude! Campion pe uliță. Toate mândrele sunt ale tale, adevărat. Toate mândrele să vină la mine. Să le arăt cuptorul sau ceva. Acum putem să fac iar o glumă din aia. Cu bușteanul la cuptor și chestii. Hai toată, aoleu. Și ăsta e șef pe elixir. Bagă vere, bagă. Curentează bagabanta, bravo. Dar tot s-o da capac. Nu mai băgăm? Opa, ne-a băsesc. Hai prea tinici. Bun. Ce avea la cycle? Nu mai știu ce avea la cycle. Hai să moară Chico. Și acum sare prostea în gârlă. Apuc să-l trag aici. N-am apucat. Pfff, trăzniți iar.
Deci are și ciorobiuri de sus. Și piesa asta sigur vă interesează. I Am Falling For You de la L-Peak Remix ceva. Bun. Oare a făcut Cycle Drake la Mega Knight deja? Dar cred că a făcut. Ai zis câți abonați are Nightbot? Nu mai știu, parcă 100 ceva de mii. N-ar rău să dau. Că mi-l curăță asta super rapid. Până în ea Bolero. Acum are 100 asta Mega Knight pentru că am și-o Knight-ul. How? Bun, dacă bagă Mega Knight-ul, s-ar putea să-l bat. Ah, ok, mai are și mine rom, uitați asta. Dar dă destul de bine acolo, graveyard-ul. Ok, o dat. Ok, mă așteptam să sară prostia. Trebuie să tragem rapid aici pe toți. Frumos, sau? Bam, bun. Și pregătim. O, oh, are ciorogurles. Iar am uitat și de alea. Bagă-le. N-avea ciorogurles ăsta cumva în deck. Îmi scapă mie cumva. Ce fac, mă? Ia bă, o, oh, dar ești prostova în rău, adică dacă e ceva, te-ai jucat. Te să trag de timp acum. Și atât. Uite cum ai sărit prosta, nu? Ohoho, prea tine, ce-a făcut? Au. Poizănache și l-ai luat în mână. Oh. Mi-e dor de Fortnite, eu o să mai fac și Fortnite. O bugat acum un skin demențial pe Fortnite, dar nu-l cumpăr, că e prea scump. Și... Bun, cred că marți bagă Battle Pass pe Fortnite. Cred. Adică atunci se termină Battle Pass-ul actual și s-ar putea să bage. Și dacă bagă o să fie super smacker, pentru că îl cumpăr și skin-uri noi și probabil challenge-uri noi sau ceva. Hai cu 12 unuri în arenă, că la challenge e greu ca dracul, e la Alex YouTube, adevărat. Mersi, fain de luț. Am legat ceva victorii la rând, trebuie să vină seria de defeat-uri. Că nu cred că mă lasă jocul să mai fac ceva. Te vezi bine pe o diagonală de 108 cm, așa e la bogat. Diagonal de 108 cm, chestii. N-ai treabă, măi, domnule Helix, din câte văd. Ești călare pe treabă, ou, oh, doamna Pekka din nou. Pe care? Miercuri se termină Battle Pass. Pe cum, că sâmbătoare, nu, vineri, parcă zicea că mai sunt 4 zile. Gen, sâmbătă, duminică, luni și marți. Sau fi ceva din aia, gen, la 12 noaptea, marți. Doamna, oh, și mega scârțar. Hai că dacă n-ai deck tu, cam chiar să mă răcică. No, n-ai ce să-i mai faci, frate, uite la asta cât cacă. O să trag oare prostalul ăsta pe... Hai că dăm, ori fail tot ori nu. Ok, și căcatul ăsta încă dăm tower. N-am reușit să-l trag și pe ăla. Dar am gândit eu cumva. Oricum era jos taurul dacă îl lăsam. E și așa, pierd un meci, dar... Nu. Măcar am încercat. Bun. Trebuie să aibă din nou Pekka. Mega Knight-ul. Fătărăi din... Ăsta cum e ce... Liliecozaurii, ce mai avea? Nu știu cu ce făcea suport, parcă cu Archers, nu? Cred. Nu știu cum să fac cycle-ul în așa fel încât să pot să bat și Mega Knight-ul ăla. Sau măcar să nu-mi dea un tower, că nu. Ok. Ia uite-mă că o schimba de data asta. Manevra. Căcatule! Bun. Dacă mi-e acum graveyard forță și iau tower, poate reușesc să fac după aia defend. Aoleu, l-o băgat acolo. Dă electro, bagă, bagă, dai să pută. Bagă, 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 bagă. Ăla-i. Bun, îs șanse să-l bat. Dar o să bage și Pekka acum, o să fie greu.
Și uite-l pe ăsta. Cu fața aia ta. A, bă, coi ceva. Mamă, cât vine aia, ești nebun. Dar cred că-l bat. Nu dați, nu dați păstrelor, bun. Un greater și un poison, dacă iese vrăjala, cel mai bun pregătar. Bagă lilieci în spate, nu? Oh, l-am spart, nice. Cred. Te rog, dau să-l spart. Încă un pic, încă un pic. Cel mai bun pregătar. Încă un poison, încă un poison cycle. Cel mai bun pregătar din sat. Bine, vera. Diferența de level, dar l-am spart. Păcărnaț. Oricum, dacă am level 11 prin ăștia, treca prin Monica. Stai ce? Bun. GG, dude. O mers cumva. 4154. De aici începe să devină din ce în ce mai greu. Alexander, 4290. Bine că n-ai trecut, nu meriți. Ești un pârjlit. Pune-o la cărți la 8 risic, cum pune-o goblinii la pot. Pe ceva în genul. Asta mi se pare și mie ciudat, dar într-un fel e logic. Pune o carte super, super tank, cum e P.E.K.K.A. și până o distrugi tu pe P.E.K.K.A. aia, el mai bagă chestii în spate, da? E oricum enervant. Apuc, n-apuc. Și dă-n tower. Am vrut gen să-l bag pe ăsta ca să tancheze pentru rahatul ăsta de mortar, dar nu a ieșit cum avea. Reset rapid. Oricum nu cred că mai apucat să dea. În fine. Aoleu, câta rocket. Câta rocket o da și cât e prost l-o dat. Holy cârnaț. Deci nu păli nimic ăla. Dacă ați observat acolo faza. Exact, exact o dat între cele trei cărți. Bun. Ce mai era în decup mortar? Knight-ul. Trebuie să aibă și ceva cior, parcă sau lilieci, nu mai știu exact. Trebuie să aibă din nou ăla, mortarul. Bun, Chief Pat, adevărat. Apă bea. H2O. Water. Cred că o cedat, mă, o cedat, mă uită. Interesant. Oare reușește să spargă mortarul ăsta? Și tanchează acolo. Bun. Perfect până aici. Trebuie numai să fac defense, nimic altceva. Că practic el o să facă de fiecare dată probabil cycle-ul la mortar și eu trebuie să fac numai defend-ul. Dacă nu cumva mă trezesc să o joc eu prost, da. S-a ocedat. Una din două. A ocedat, perfect. Bravo, Vere. O decizie foarte înțeleaptă din partea ta. Perfect. Bei apă cu H2O? Păi, practic poți să zici că e apă cu H2O, adică apă cu apă. Bun. Cum ar fi să fac CH2 acum, când nici nu aveam un plan chestia asta? 4183. Record pe sezonul ăsta? Da. Graveyard din clan, ce sforță și respectă. Și mi-o să-mi dea freeze sau rage-uri, sau oglinzi sau clone. Am făcut eu 12 wins, dar nu pe contul meu, pe al unui prieten, pe arena, stai, de arena 12, pe al meu am făcut 4, ce să faci? Lut squad de la felie de pizza, mersi fain domnule felie de pizza, da, și eu am făcut 5 win-uri. Din două încercări. Mie ești așa? Level 12. Hai că începe să se împută treaba puternic. Să mă gândesc cum să o joc, când am cărțile ideale în mână. Iar ăsta mă, să fie oare mortar deck? N-ar fi neapărat rău că, nu. E mortarul din nou. Întrebarea e unde bagă. Opa. Nu-i mortarul. Aoleu. Ce
ce nu-mi place cartea asta, frate, îmi prefera mortarul. Mi se pare greu de jucat contra la rahatul ăsta. Și am mai jucat o dată contra la o chestie de genul și m-a bătut mega, mega rău. Mie nu-i neapărat să-mi bată din nou. Da, da, cine știe. Eu pe aia aș paria că mă drobește, că și Cycle Rapid și are și level 12. Bun, trebuie să-i pun pe Goblinaș jos rapid. Și trebuie să am după aia rapid Bowler, pentru că el din nou are rahatul ăla de carte în mână. Dacă fac Cycle-ul perfect, îl bat. Dacă. Și cu poate și alte alea. Ok, n-o cedat. Bun, are din nou X-Bow în mână. Te rog, zi-mi că dai în ăsta, bun. Ok, trebuie să aibă și Muscoiul. Oh, și de ăsta e, am înțeles. Am înțeles, frate, uite cât dă. Uite cât damage dă căcatul ăla. M-a apucat să dea în Tower. Interesant. Și uite așa au dat mai mult damage decât mine. Cu un push. Bine, nici măcar nu-i push, că își pune cartea la el în bază și stă și să uită. Asta parcă e decul ăla cu care juca și Scaro. Dacă bine mi-l amintesc. Dă-te, bă, dracu. Hai, mă, un pic, mă, un pătrățel, mă, băga mea și pătrățelul. Ok, acum o să bage X-Bow pentru că vede oportunitatea, am shot. Că a văzut, bă, hopa, o dat cu Bowler-ul. Este șansa mea. Nu vei regreta. Sunt atâtea surprize, nu știu ce, nu știu ce, cu Andreea Marin. Da, spre tinașilor, ma, ce carte inteligentă, fratele meu. Și-o dat target pe Tower și nu mai lasă Tower-ul ăla. Tot îi dă. Uite-ți și tu. Hei, băgați-i cartea în curs să-ți o bace. Și Cycle rapid, frate, eu n-apucam să-mi fac Cycle la tank, să tancheze rahatul ăla. Dar fac eu în curând level 11. Îmi bag eu mâna la 4 octa. Uite-l și pe ăsta, 4699 ajuns. Și 3.1 deco. Spam de rupe. Rahatul ăsta, iar m-a afectat și chestia asta că a avut cum dacă zice asta, Tesla. Și de fiecare dată când băgam un tank, mi-l ciuruia. Cât de ăsta? 252 damage la secundă. Ce să mai zici? Dar nu cred că 4699 era, nu mai știu. Și cumva la 4763, cred că da. Bun. Bowler dat perfect. Bine, că el mai bagă încă 40 de cărți, aia e partea a doua. Până acum două cărți la maxim, s-o bloca Bowler ca prost în Tower. Da. Drumul spre CH2, presărat cu căcăt. Hai că dăm așa, poate îl facem să ceva. Are cior 100%, are cior ogrele sur, nu? Ok. N-are zburătoare ăsta. Bine, man. Not even mad. Bun, acum trebuie să aibă Goblin Gang-ul. 99.9%. Sau cât eu am bătut unul. Stai așa. Cât lag mai ai? Cât lag ai, frate? Am pus ieri cartea jos. Ieri am pus cartea. Ați văzut? Aveam elixir, am pus cartea, stau și mă uit. Că e lag, frate. Nici ăștia n-au bani să aibă rage nebun. Încă o carte la level maxim. Și până acum sunt 3, cred. 1 de 6 v-a dus la challenge și avea gole între moschetari și Sparky Murup. Era Sergiu. Mersi fain, domnule Sergiu. Asta e cum îi dă counter la mega... Ah, ok, eu mai băga și asta. Dacă nu băga încă o carte în spate, vă arătam cât e greu să-i dai counter la asta. Bun, s-o duc și Tower-ul ăla. Da-l în pușcărie de match. Hai că nu mai pun nimic. Lasă să mă bată cu oricum. Double exit și alea nici nu mai rost, mai chină. Bun.
level 12 cu cărți maxate, când un cărți la maxim, nice. Deci până acum are vreo 4 cărți la maxim. Bine, frate. Dacă te-ți dea cu blimbear la un shield. Bun, deci ăsta are cam aproape toate cărțile la maxim. Două rachete sau ceva acum, bănuiesc. Vai prost ăștia, că sunt de luat așa în sarc. Tu tot timpul stai lângă tower. Bă, ăsta tot timpul mâncă meciurile, cred că îl și scot din deck și nu știu, bag pe Valentin. Bă, ăsta tot timpul stă lângă tower, mă. Ori stă lângă tower, ori stă aici la river și nu tanchează pentru graveyard. Numai chestii din astea. Stă lângă tower să dea fătărău cu bomba la cur, care dă 400 damage pe bucată. Ia mă, dă-i direct acolo. Bun. N-am level la cărți, că aș schimba multe chestii. Și bine, oricum, dacă l-aș schimba, n-ar mai fi splasher-ul. Ne putem cu niște ciori. O să-i unde ajuns asta cu 4400. Cum dracu ajungi 4400 numai când tu ai level 12 și aproape toate cărțile la maxim? Cum ajungi numai la 4400? Deci ai 4 cărți la level maxim, bine, poți să le consideri și pe astea că la level maxim, adică un level în plus, nu-i cine știe ce. Ai aproape tot deck-ul la maxim, 2.9, what the fuck? Și te ajungi la 4400. Bun, și să ne uităm la asta. Asta parcă era 4699, exact, mă. Și la 4700 se dă, cumva? A, mă. Nu, la 4600 plus, în fine. Era fain dacă era în așa hal să piardă încât să fie la un punct distanță de următorul CH ceva. Da, clanchestul deschid mâine cu chestia asta, din care pică 6 legendare din părți. 69, what the fuck. Bun, care e ideea? Nu am level la cărți, că nu, am văzut că ziceți unii să schimb. Nu am nici o carte de level decent, în afară de ce am în deck. Și toate cărțile sunt, bine, hai să zicem porcul, pot duce la un level bun. Dar în rest, toate cărțile sunt în aer. Că eu mi-am cumpărat graveyard-ul, că nu. Mie nu-mi dă graveyard-ul în... Chiar eu n-am primit niciun graveyard din chest-ul până acum, deci eu toate graveyard-urile am cumpărat. Cam mai e ideea. Și nu, vă dați seama că oricum o să investesc tot în deck-ul ăsta, pentru că ăsta e deck-ul care mă joc, adică n-ar rost să-mi fac cărți la level nu știu ce. O să fac cărțile numai pentru XP. Oricum deck-ul ăsta o să-l spamez. O mai freacă Valentin de la Alex. Mersi fain, domnule Alex de Luț. Îi cam dă Valentin, îi dă în fruntea. Nu am cum să-l pun pe baller în față când el dă cu Goblin Barrel-ul. Îl pun în spate pentru că trebuie să spar Goblin Barrel-ul. Dacă îl pun mai în față, sală Goblin Barrel. Pun cărțile în așa fel încât să-i fac counter. Acum dacă baller-ul se decide că stă, uite, vezi? Dacă apucam să bag rapid, era perfect. Dacă îl puneam mai în față, nu-i mai lua dintr-o bucată pe toți trei. Bine. Și dacă îl băgam cu, nu știu, 3 secunde mai rapid, era perfect. Că nu mai luam damage deloc. Da, nu. Aoleu. Bun, Fireball minim level 10. Că altfel nu murea dintr-o bucată. Bun. Deci Fireball-ul ăla trebuie să văd cum fac, numai nu prea am cum să-l păzesc pe nea Electro. Oricum o să dea după el. De fiecare dată. Te uiți la meci în seara asta? Nu știu. De obicei mă uit la Champions League în mare parte. Și când joacă Real cu Barcelona. Și nu cred că joacă Real cu Barcelona din câte știu. Aici am greșit, trebuia să activez King Tower-ul și atât. Nu trebuia să-l bag pe nenea Bolero. Și activam King Tower-ul și rămâneam și cu Elixir în plus pentru Defend. CSF n-ai CSF. Și o rogârle suri. Hai că nu iau mult damage. Normal, 3000 EQ pe ăsta. El e mai deștept un pic. Și forțăm acum. Ori iese, ori nu iese. Și din câte văd nu prea.
Foaie. O ieșit super prost. Adică nu a meritat damage-ul pe care l-am dat. Și damage-ul pe care l-am dat e diferență enormă. Bun. Iar din Nicola punem așa. Pregătim și noi pe nenea Baby Dragonescu. Și, oh, nice. Bă, dracu. Am crezut că dă baulul, stia și se uita la ei ca prostul în gard. S-a întors numai cu spatele, zic, bă, uite, golem. Dau golem in tower. Las că dau și după ei mai încolo. Nu știu dacă ați zis că animația baulului era gen întors spre fătărău de golem aina. Golem, de ăștia, goblin. Bun, e gata. Ca de obicei, după o serie de win-uri, jocul face tot posibilul să nu mai câștige. Adică, după o serie de win-uri vine clar o serie de defeat-uri, că nu te lasă jocul cumva să ajungi la obiectivul tău, că dacă ai ajunge la obiectivul tău, n-ai mai băgat bani, bine, oricum nu bag bani, dar nu. Salut, Andrei! Real e de căcat. Păi nu, acum ce să faci? Mai sunt și echipii astea de căcat care în ultimii 4 ani au câștigat 3 Champions League-uri. Barcelona, asta e, nu au câștigat nimic, ok. Bun. Gen, înțeleg și că e rivalitate între echipe și chestia. Trebuie să fii, de obicei, total corect. Adică, bă, what the fuck, avea level 11 pe ăsta. Deci nu 10. Da? Deci trebuie să fii, gen... cu capul pe umeri, dacă Real ar fi de căcat, ar mai fi cea mai titarată echipă din istoria fotbalului, adică nu trebuie să fii genul ăla cu capul în cur băgat și bă, e de căcat echipa aia că eu țin cu echipa aia altă care e rivală la echipa aia. Ca și cum ai zice, U Cluj e cea mai titrată echipă din România, CFR e de căcat. Nu prea merge, știi, adică CFR-ul peste U Cluj, chiar dacă eu nu scuzez nici una, nici alta. Știi? Cum zic? Rar ca și comunele, adevărat, păi nu. Joacă oamenii. Citește-mi numele, nu ți-l citesc, Feroe Juan. Degeaba are Real 2 Champions League dacă e la 20 de puncte sub Barça, într-adevăr. Adică nu, Champions League-ul câștige așa, ni pac, pac, pistol cu apă, noi. Campionul e baza, frate. Campionatul. Adică acolo e, ăla e ce trebuie. N-ai văzut că peste tot scrie ăla a câștigat campionatul, adică nu. Și câștigă cineva Champions League-ul și ceva gen meh. A câștigat Champions League-ul, nu e nimic. Câștigă și O Clujul, Champions League-ul și CFR-ul, a câștigat ieri. Gen Champions League-ul e pistol cu apă. Și nu. Ce e așa mare jmecherie? Practic Realul la 240 de puncte distanță de Barcelona și na, acum ce să faci? Realul echipa aia, singura echipă din istorie care a câștigat Champions League de două ori la rând. Aia gen, la 20 de puncte distanță de Barcelona. Da bă, câștigă Barcelona campionatul. Câștigă, frate. Hai că nu mai bat capul cu fotbalul, că văd că sunteți mulți care nu prea aveți treabă cu fenomenul ăsta. Mai aveți de crescut un pic până să înțelegeți cum funcționează treburile cu sportul ăla. Bine, sau cu orice altă chestie de genul. Lucrul la care nu înțelegeți că, indiferent... fanii ai, nu știu, sunteți fani fece scuip în Dunăre de două ori sau din astea, e irelevant cu cine țineți voi. E vorba strict de ce e adevărat. Nu contează ce crezi tu, ce crede Ionel sau din astea. Tot fece Ferentar e mai pe bine, e adevărat. Dar gen, uite, un fan înfocat fece Ferentari, pe care nu-l duce capul la tare multe, chiar o să zică chestia asta, o să zică gen, bă, frate, FC Ferentari e cea mai tare echipă din lume, ești nebun? E la 20 de puncte de Real, ești nebun?
Știți, la Steaua vs Dinamo, nu? Bun, și meciul ăsta e dus. Hai să zic, cât o ține în serii din astea de defeat-uri? Câte defeat-uri îmi dă la rând până mă las să mai câștig? Super miel. Bun. Fireball. Du-te, ac sunt mai rapid, bă, cât să mișcă din încet, mă, doamne, trăznel. Hai, frate, cât e cărți mai baci? No, îi pierdu, nu mai am nicio șansă. Hai un graver, dacă se întâmplă acum o mega minune, dar nu cred. Mega minune. Mâncă gem și cacă prune. Da, e gata. Îți urmează legendarii la quest, dar nu-mi trebuie legendarii, n-am ce să fac cu legendarii. Dacă nu-mi dă legendarii King Chest, e cam degeaba. Bun, de la 4100... Cât era? 183. Mi-o dat. În continuu. Probabil că nu o să mă mai las să câștig acum vreo 10 meciuri. Ar trebui să urmeze și niște egaluri. Ok, hai că nu ești chiar atât de rău aici. Crudac. Din nou, Cyclone, nu-i ce trebuie, frate. Fiți atenți, pun pariu care balon în deck. Giant, ok. Și numai de 8, al dracu. De obicei trebuie să fie minim 10 pe aici. Să fie oare asta meciul ăla pe care ar trebui să-l câștig și mă lasă și super miel să fac și eu ceva? Moscoiu. No, Moscoiu să fie problemă că nu am cu ce să dau după el. Solovăstru, perfect, hai că urmează Solovăstru. Opa. Ia te uite, mă. Are deck asemănător, dar nu. În loc la Bowler Bonesc folosește Giant. Moscoiu habar n-am în ce ar fi gen schimb. Interesant. Bun, dacă n-am cycle-ul perfect și faza că eu trebuie să-mi folosesc acum defensiv, cum zice, poison-ul. Altfel mi se duce Taurul. O să fie cam nașpa. Te-ai făcut la challenge 2. Odată 2 și odată 3. Hai că băgăm Bowler. Măcar de data asta o să-i scot cărțile cu Bowler. Deci uite cum mă forțează, frate, să-mi folosesc cărțile și pe o parte și pe alta. Ceea ce înseamnă că nu o să am nici măcar o dată full combo. Și acum aici o să dea cu graveyard. Deci trebuie să pregătesc defend pe partea asta. Și nu pot să dau graveyard pe partea alaltă, normal. Da. Și practic eu trebuie să-mi folosesc elixirul ca să fac defend. Bun, dacă fac egal, mă mulțumesc. Sau poate acum un atac, să-mi iasă și mie o vrăjală. Moscoiu vieții. N-am poison, frate, să dau după Șoloban. Bag din nou graveyard. Fira al dracu. Nu dă graveyard. Am, îl dă pe partea asta altă. Uite-mă ce bulangiu. Ba vine pe partea, ba pe aia altă. Și nu rămân cărți, frate. Să fac și eu gen din defensivă. Să mă duc în atac cu cărțile care ar rămâne. Dar văd că nu rămâne nimic. La cât dă asta una după alta. Și aici n-am voie să mai iau damage de la fătărău. O dat. Cum o dat, frate, că era la distanță? No, asta e singura mea șansă. Bagă Goblin Gang în spate. Ok. Nu tanchează nici pușcăria pentru graveyard, că na. Îl doare la banana pe linia bolero. Totul sau nimic.
La dreapta. 34 de secunde trebuie să rezist să fac egalul și aia. Văd că nu-i șansă de meci câștigat asta. Nu trebuie să las-o, aoleu, acum a venit cu prostia asta. Poison și graveyard, nu? Bun. N-am voie să primesc damage acolo. Dacă dau asta bucată, perfect, hai că am scăpat. A fost cumva. Noroc. Bula. Ce emulator folosesc prin relevar și alte jocuri? Numai asta mă joc gen. Joc de telefon și am BlueStacks. Și mi se pare ok, adică nu am nicio problemă cu BlueStacks acum. Au făcut ceva update-uri, e chiar bun. În afară de chestia cu lagul, dar nu-i de la BlueStacks, că am văzut că am lag și pe telefon de multe ori. Poți ajuta cu o reclamă la clan tag. Nume Faraon, trofee necesare, 3600 de la Dan, mersi fain domnule Dan, dacă vrea cineva să intre și în clanul lui Dan, aveți acolo clan tag-ul. Aoleu. Am făcut și eu un egal și s-a supărat din nou Super Mielu. Și mi-ar îmi dă unul cu toate cărțile maxate. Forța Super Miel este... Îmi place cum abordează Super Mielu tactica. Trei cărți la maxim până acum pentru domnul Mike. Bun. Hai că așteptăm. Dar cred că are ciorogurile. Trebuie să aibă ceva ciori în deck. 100%. Să-l dau? Hai că-l dau. Dacă... Oh, tanchează. Nu mai tanchează. V-am zis că are ciori. Am știut. Și până îl scot pe ăsta, mai dă încă vreo 4 milioane de damage. Da, ai pierdut și ăsta. În fine. Da, au venit și ciobanul până la urmă. Nici nu știu dacă mai are rost sincer să fac defend aici, că diferența e enormă de HP. Ce să mai faci la asta? Și după aia bagă și un raha din ăla. Bun, hai că lăsăm să mă bată rapid. Vând casă cu 20.000 de euro dacă vrea cineva. Casă de marcat sau... 20.000 de euro, nu cred că mai există case acum de vânzare. Hai mă, că dăm la prințesă. Și mai încercăm un graver. Aha, mai încercăm, da. Chiar încercăm. Cum să nu încercăm dacă încercăm? Și-o dat ceva graveyard-ul acolo, gen în ideea în care nu prea aveam cărți. Nu știu după ce mai fac defend, dar... Să fiu oare acesta bulanul suprem? Să iau și o taur și după aia fac un mega comeback. Din părți, gen. Eugen, un salută din sprânceană doar din abdomen. Ești noob, într-adevăr, acum ce să faci? Tu încă te bazi la tutorial și eu aproape am ajuns CH2. No, nu sunt așa profesionist ca tine. Nu oricine poate să joace ca și Liliana Feleagă. Te cunosc, am auzit, parcă te-o dat la televizor că ai fost la campionatul mondial de CH Cârnați. Doboreai Cârnați acolo, parcă. Nu sigur dacă despre tine era vorba. Turea lui greu, păi știu, pe de-aia zic, că nu, jucătoare profesionistă, doborâtă Bușteni cu ce treme doborât și nu, acolo pe la tutorial. Am antrenat-o personal, nu vorbim urât de campioana noastră, oh, mă scuzați domnul Eina. Jawad. Cu ce se joacă Jawad? CH1 map 1. CH tot ce vrei. Electro pe electro. Oh, mega scârțaru. Nu-i pont.
Adică îl pregătim pe solo-ul vostru, că oricum ăștia nu rezistă. Și îl băgăm pe nenia Bolero aici în față. Pentru un plus de splash damage, aoleu. Și de bulangiu ăsta și mi-l distruge pe ăsta și după aia fătără o să sare în gârlă. Hai că îl distragem aici. Vă ratat. Bun. Bă, nu e și chiar atât de prost, sincer. E și chiar ok. Având în vedere că eram într-o situație de cacao. Într-o situație de Liliana. Cred că sună mai corect. Salut, hai cu Magic Archer de la Midi. Mersi, fain, domnule Midi. Bă, ce dracu. Nu l-o distrați pe ăsta? Ok. Da, Magic Archer-ul l-am văzut pe acolo prin challenge. Cam atât. Ok. Nu mai dăm taurul jos. Și uite ce lejer mi-a făcut counter cu Liliecii. Fa, iar porcul. Domnule porc, calmează-ți șunculița. Zi-mi, te rog, că îl omor pe ăsta cu gobinașii. Rapid. Dai, bagă. Ok, hai că e bine. Îl flăm și pe ăsta rapid. Bun, dacă îmi iese acum un full combo, el ar trebui să aibă din nou Liliecii. Dăm așa. Ok, o greșit aici. Bun. Dacă n-ar fi fost ăsta, era de mult aur jos. Acum trebuie să pregătim un pic de defensivă corectă. O să bage și fătărul ăla de sugelican shoot. Dăm așa. Să-l resetăm pe prostia. O să cam dea colțul acolo. Splash damage rapid. Să n-apuce numai porcul. Dacă apucă porcul niște bucăți, am cam ras-o. Are Liliecii din nou. Bagă în spate. Fai, mă, nu-i bagă în spate, mă, nu-i prostul. Că am vrut să dea bowlerul, gen, să dea bowlerul în tower. Și atunci avea un win-ul deja. Dar noi și cum aș fi vreo, dar fac oricum cycle-ul rapid la poison și l-am bătut. Noroc că a fost Liliana pe aici și ne-a învățat să jucăm. Ca fel al drag. Nu duceam nicio de tutorial. Bun. Citește luțul. L-am citit deja. Ți-ar trebui un zap în deck, cred că în loc de dragon n-ai nicio șansă. Ăsta e deck-ul, ăsta îl folosesc maxim dacă e să schimb din când în când, să zicem că îl bag pe Sugelica în loc la Baby Dragon și fătărău cu înghețata în loc la ăsta și în loc la Goblin să bag gen ăștia după ce le fac level up. Astea singurele schimbări gen mici, nu cine știe ce. Nu o să fac mega schimbări la deck. Ce nume dai la Magic Archer? Încă nu m-am gândit. Opa, level 12. Aoleu. Și n-am tornada în mână la timp. Puteam să activez King Tower Gate. N-aveam treabă, dar nu. Cycle-ul la cărți. Gata, acum ajung și H3, aha. Și Moș Crăciun se vedea cu bicicleta. Nu știu pe unde, dar se vedea cu bicicleta. Un Inferno Tower, ceva? Ok, hai că nu mai bag nimic. Teoretic, baulul îi rupe fălcile la asta. Teoretic. Mai dai una. Bun. Oh, și o bilănă asta, perfect. Nenia Bolero. Ok, nice. Bun. Nu știu dacă reușesc să-l trag până aici. Hai prostia. Perfect. Bun, am și King Tower activat. Trebuie să trimit acum porcul. 99.9%. Îl bagă pe partea asta acum. Hai că riscăm. Oh, și Goblin Gang. Salut, că omul de zăpadă e tank.
Și respect la toți pe live, de la No Limit. Mersi fain, domnule No Limit, dar nu prea ai cine știe ce tank, omul de zăpadă. Adică, în, știu, în situația la challenge avea 1000 HP. Gen, nu e tank ăla. E pistolul cu apă. Mai mult decât tank. Uite, frate, cât o rezistă avea Alcheria. Mai se dă nerf la Knight. Da, dăm buff la Alcherie. Pentru 4 elixire îți scoate 12 carte. Hai că-l punem pe ăsta. După care îl pregătim pe domnul Axante. Aoleu, și n-am electro. Bun, perfect, am scăpat. Am crezut că îl prinde gen fireball-ul și pe electro. Bagă Goblin Gang, am uitat de Goblin Gang. Păi, firar al dracu. Dar oricum cred că îl bat. Dacă dă și Bowler un tower, e perfect. Mă, nu prea vrea. Ok. O să citesc chimia donația. Opa. Fratele meleu. Mamă, ce bagă ăsta, cum e nervos rău. Hai pe aici, mișcați-vă un pic mai rapid. Enjoy Forever a donat un euraș către o promovare la băiatul Magic Archer. Porci, bă, da, domnule Magic Archer, da, nu mi-ai dat niciun link, nu mi-ai dat gen clan sau ceva. Cum se numește melodia? Melodia se numește In The Blue, Elfic Remix. Cât ai făcut la challenge? O dată 2 și o dată 3. Gen, butones. N-am nicio treabă cu challenge-urile. Salut, Cactus. Am intrat arena 12, yes. Am făcut 9 din prima, dacă făceam 9 nici nu mai... De fapt, stai că la 9, la 10 îți dă gold-ul ăla. Opa. Bun. Deci ăsta joacă la Elite Conquer. Ce să mai boare pe lângă Elite Conquer, că nu e numai aia, gen, ca și win condition. Mamă, ce bine era dacă puteam, dar nu. Hawk și Valkyrie sunt sigur, oare? Noi, e fătă rău de prinț. Prințul Boulangerie. Și posibil să fie Ardeco ăla cu Double Prinț. Ok, nu-i Double Prinț. Dă, frate, cu bila aia mai rapid. Să riscăm, oare? Hai mă, că riscăm. Vedem ce se întâmplă. Ce cărți are să facă defense contra la Graveyard? Piu, am uitat iar de ăștia. Hai, lagule, du-te-n... Ce lag, frate, de 2 bani. Ce lag de 2 bani. Pun frumos cartea și lag. Ce prostie de 2 bani. Sunt cald. Sunt foarte, foarte, foarte cald. Ne jucăm așa. Se aștepta să bagă Goblin. Și trebuie să bag și ăsta, nu? Până la urmă. Și acum bag aici Elite Conqueror. Nu? Ok. Du-te, Vere, am și eu mă că-i bagă până la urmă. Îi trag pe King Tower aia. A, nu vor să vină pe King Tower. Ei e boș. Ia rahatul ăsta aici. Na, am obătut ăsta. Nu prea am ce să-i fac. Și acum vine și fata rău ăsta. N-ai ce face la asta. A câștigat. Cred. Numai acum, dacă n-am cumva vreun bulan din ăla imens. Mă, la cum spamează cărțile, nu prea aș zice că am bulan.
Nimeni nu tanchează pentru graveyard, că ăștia stau în spate, safe, n-au treabă ei. Uite, dacă tancau ăștia, aveam o șansă să câștig match-ul. Păi, ce căcat de match. Melodie Walking on Air. Bun. Mai dau până pierd, din punctul ăsta, când am pierdut m-am oprit. Intrați în gang, grow activ, în căutare de membri, deocamdată nu există limite de trofee. Bun, parcă am văzut prin chat că a scris Enjoy Forever. Go to channel. Control Q. Văd că cu Minecraft și Clash Royale. Vă dau linkul dacă vreți să vă abonați și la Enjoy Forever. Este fain încă o dată de donații, domnule Enjoy. Ăsta ar fi linkul. Bun. În momentul în care am pierdut, m-am oprit. Părere meci real PSG? Părere în gen despre meciul care a fost sau care urmează? Că ăsta care a fost, e... no, exact ce mă așteptam. Real Madrid bate și aia. Ciorogârles din prima, mai rară văd să înceapă direct cu ciorogârles. Bun, ok. Ciorogârlesurile cumva au supraviețuit, adică na. Solo vostru văd că nu prea vrea să dea la ciori. Ok, am înțeles. Trebuia să vină și ăsta, nu? Are fireball, nu? Bănuiesc. Dai prostia, dai și la asta. Serios, nu omoară Liliacu. Am înțeles. Da, chiar pune una alta, dacă na, aveți cumva Instagram, n-ar fi rău un follow pe Instagram. Poate facem azi 2500 dacă n-am făcut deja. Aoleu, iar ciorile. Că tragem de-o și aici. Bun. Hai mă frate, ăsta dă-n taur. Alex a donat un euraj, salut că te poți face o promovare la Clanul România Stars, plus minim 2000 de trofee, forță și respect, baftă cu live-ul. Mersi fain, domnule Alex, problema ar fi că nu mi-ai dat clan tag-ul și bănuiesc că sunt mai multe clanul România Star sau Româna Star. Ai mă frate, nici măcar nu las să iau cu graveyard-ul. Da, ia oricum, perfect. Oricum sparge taurul că explodează rahaturile astea, în fine. Dar măcar mai am o șansă să-l bat. Nu mai contează aici ce se întâmplă. Hai că jucăm așa. Punem goblinii. El are barbari, ok. Nu e chiar pont că mi sparge cu rahatul ăla, dar în fine. Punem așa. L-o căcat aici, în bază direct. Și de ăsta e frate, de level 10, am înțeles. Ești boss de boss, nu orice. Bun, dar acum din defensiva asta, dacă ies cu un atac corect, s-ar putea chiar să-l bat. Pio, mânca mie. Îl bat? Bagă golem, fii prost. Zic că e prost cu grămadă, nu-i prost grămadă, nu. Dar tot s-ar putea să-l bat. Ok, nu-l mai bat. Dacă n-avea zop, îl băteam la faza aia. O să bage aici golem în bază. O să-l trag pe King Tower dacă e ceva. Hai, prieteni, aici. Lasă Tower, du-te dracu de prost. Bun. Hai că nu-i rău. Până aici. Plecați la atac prostanilor. Bag un golem dacă ești paste. Nu bagă mă golem. Am crezut că e prost din ala bătă, dar nu e. Din păcate. Dar tot îl bat, cred. Ha, mă, înaintați. Hai, poftim. Egalul bun e și ăsta. În situația de față.
Păi, al dracu. Plantag. Pana, gen... Nu știu ce clan e Alex. Dacă o să caut Romana Stars. Star, de fapt, nu Stars. Cum mi-ai scris acolo. What the fuck? Ce dracu? Să moară Gibila. A România Star. Bun. Dar pe... Asta e plin, gen. Tu mi-ai dat tagul la un clan care e plin? Pe e plin clanul. Am crezut că nu e plin. Mi-ai zis donație. Da. No. Hai să punem chestiile înapoi pe ecran. Și battle din nou. Până pierd atâta joc. Aulă, level 12. Am luat loc din crown acum. Păi ok, mai ales dacă îl folosești și logul este de folosit în extrem de multe decuri. Aoleu, level 7 pe epică. Ai mă frate, iar din ăsta. Bă, dar ce-l joacă lumea pe ăsta acum. Nu știu, chiar o primit ăsta buff-ă sau care-i șmecheria? Că nu l-am văzut, bă, frate, nu prea folosea lumea cartea asta așa acum, non-stop. Și să urci acum ce H2 ce-ar fi, să fim serioși. Îți dai seama cât e unor de sfat la rând. Bun, aoleu. Și ăsta e de level 7, frate. Deci două epice de level 7 până acum. La prietenaș. O înțapă, o înțapă. Am băgat de frică, dacă înțapă la Taur dă vreo, nu știu, 700 de damage sau ceva în genul. Măcar să ajungă pe live 450 trimis de la Alexiu. Mersi fain, domnule Alexiu de Luț. Luțica. Luțicheurile, bagabanteurile. Cel mai bun pregătar, adevărat. Pregătarul șef. Bun, acum trebuie să aibă prințul în mână. Ce mai avea pe lângă prinț când o dat? Fireball? Nu Fireball, Fryer Spirit. Să-i dăm, mai mă, că-i dăm. Dacă bagă prințul în spate, într-un fel e bine pentru că... Nu-l bag, ok. Aoleu, Elite Conquer, holy crnaț. Elite Conquer și prinț, mamă frate, am belit-o. A, a murit unul acolo, what the fuck. Ok, am dat atac cu graveyard și a murit și un fătărău de ăla. Perfect. Nu, aici e o mică mare problemă. Punem așa. Și o să băgăm goblinii gen să-l distragem pe prost, opa. Nu mi sparge, nu mi sparge, eu spar mă prostul. Dar e ok că e Electro în viață și practic îi dă counter la ăla. Mam. Te rog, te rog, nu veni. Ah, bun, hai că e ok. Ce, nu uită-l pe ăsta. Elite Conquer, frate meu. Da, e bine, lăsăm să luăm damage aici, nu lăsăm, că ăsta văd că rezistă vreo 2 ani la level 13, frate. 1. Aici, aici, prostia bun. Perfect. Trebuie să trag de timp la maxim acum. Bun. Hai că am bulănit-o și pe asta. Cumva. Cu strâns din buci și alte chestii. Level 12. Bâtă totală. Cărți extrem de mari. Epice de 7, 2.
4300 maxim, destul de slab. 26, 27, cărți destul de mari. Cam slăban. Battle. Melodia To Get To You. Iar level 12. Și uite ce cycle îmi dă. Gen, să nu poți să fac nimic. Nici nu... Să iau oare free damage-ul ăla? Hai că luăm damage-ul când m-au un șobolan de ăsta, da? Bun. Fătă rău cu înghețată de 3. Ce dex aibă oare? De fapt nu, oricum văd că nu au avut probleme solo vostru. Ok. E luat legendara nouă, nu? Dar nici nu-mi place gen legendara nouă, adică și dacă o să apară nu o să o folosesc niciodată. Poate o să o încerc gen așa numai la vrăjala, nu-mi trebuie, adică e meh. N-are nici HP multe, e un fel de prințesă evoluată. Asta chiar e un fel de prințesă cu coaie. Nu, teoretic e bărbat. Practic e un fătăr. Nu tanchează, nu? Normal că nu. Porc, păcat, nu. Aproape că mă bucur că are fireball destul de mare încât să-mi spargă pe electro care nu. Îl spărgea pe porc și acum a putut să activez King Tower, dar nu știu dacă o merita vrăjala. Uai, ce dă Goblin Gang-ul ăla de 13. Măcar să ajungă pe live, mi se poate înseamnă că am auzit. Am crezut că am auzit ăla cu Luțu. Bun, ce ar trebui să aibă când am eu Bowler-ul? A, fătă rău ăsta. Ai mă frate, am crezut că dă și Prințes Taur dacă îl lasă acolo. Doi veri odată, cât aștepți? Bun, acum e un luț. Salut Eddie Royal și salut Cătă de la Eddie Royal. Salut domnule Eddie Royal. Practic te-ai salutat singur, un luț. Goblin Gang în spate. Mă uită care ăsta. Și Goblin Gang aici clar, bă, e șmecher ăsta. Nu-i prost-prostul. Ai mă frate, luați aș tornada la mână. Vine nenea porc. De cu spatele nenea porc. Și cred că am câștigat. Ok, n-am câștigat. Credeam că am câștigat, gen, da, fireball. Piesa se numește Rex on Rex. Da, să cred că e egal. Aha, treca. 37 secunde, dacă ar merge asta un pic mai rapid, acum o să bage magicianul fătără, bun. Goblin Gang sau Skarmy. Ok, nu mă așteptam la asta. Da, e egal. Trebuie să bage porcul din nou. Am știut. Calmează-ți, ue, porc. Trimite și un fireball la vrăjal acum. Bun. Egal. Prințesa cu cuai. Adevărat. Până la cât te faci live? Până în momentul în care mă bate cineva. Dacă nu mă bate nimeni, eu îi dăm să pută. Vreo 15 ore. Nu joci un Fortnite, nu. Acum asta o să fie numai live cu Clash. Nu știu, mâine poate o să fac un Fortnite, să văd dacă am chef de Fortnite, dar depinde de ce am chef să mă joc. Că nu vreau să zic că fac mâine cu Fortnite și mâine să vin de la sală și să fiu ceva gen, bă, n-am niciun chef să mă joc aia. Văd, nu știu, ori Fortnite, orice CSGO, cam asta ar fi. Ok, n-au pus nimic, au pierdut deja niște elixiri, că practic ăsta costă numai 3 elixiri și îl așteaptă, nu știu ce așteaptă exact.
Oh, barbari. Oh, și scarmi. Dar tot i-am dat destul de mult damage. Extrem de mult damage. Dar mâine 99% live. Nu vreau să zic, bă, da, fac live 100%, că v-am zis, în cazul în care nu am chef să fac, după aceea să fie destul de nașpa. Că zic una și nu fac. Așa că mai bine las frumos și dacă o să fie live, vedem mâine cu cei. Că intenția mea e să fac, dar dacă am o stare nașpa și n-am chef, nu o să fac. Fac un live din ăla în care chiar n-am chef să mă joc. Bun, hai că l-așteptăm pe ăsta, dar s-ar putea să vină și cu barbari. Dar oricum trebuie să fac cycle la Boler. Tragem aici pe Fodder. Bun. O lăsa să mai ai niște free damage ca și cum... Opa, prietenaș. Mai dați aici. Băi. Așa. L-am sacrificat pe Electro, dar n-aveam de ales. Hai mă prost, uite cât e încet, bă, uite-l frate, că-l bat scheletonii pe ăsta. Opa. Aici ai problemă mare, 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 mare. Cred. Poate că nu. Ok, nu e chiar așa mare problemă, l-am spart. 99%. Du-te vere, du-te vere, bun. Teoretic n-ar ce să mai facă, practic. Bun, ciorile n-au ce să facă. Pai, și credeam că dau splash-ul acolo. Nu mai da, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Fireball cumva sau ceva? Nu mă. Ăla-i frate, mamă ce la limite ești nebun. O secundă, o secundă și eram sal. Și el mi-a târnat cablul vieții. La limită total. 4128. Zopichea. Ah, nu mai îmi dă bani. Ca și cum îmi dă tare mulți. Bun. Killer 2001, Giant's Army. Oare joacă la Giant? Hai să îndele. O secundă și nu e la 15 oare. Cred că trebuie să dea mai mult, nu? Gen, e la 300 și ceva HP. Nu știu exact cât de fireball-ul. Opa, porc. Aș activa King Taurus, încep. Hai, domnule porc, aici la povești. Prostia. Bun, hai cu murită electro. Perfect. Pune... Aoleu. De ce? De ce scroaf asta? Ai, mă, și ai și poison pe bune. Cine dracu are deck cu poison și porc și de asta? Hai că lăsăm să merg un pic. După care o întoarcem pe proastă. Dar tot apucă să te o bucată. Hai că lăsăm. Oh, și Tesla. Bun, tornada trebuie să o păstrez neapărat pentru porc. Tragem de porc aici așa. Bun, l-am rezolvat pe ăsta rapid. Fătă rău cu înghețată. Are oare poison din nou? Hai mă, frate, că l-a avut. Bine, oricum o trebuie să-și facă cycle-ul la poison, că nu-l avea. Acum trebuie să bage P.E.K.K.A. cel mai probabil. Nu? N-am P.E.K.K.A., ok. Da. Înțeles. Fiți antenă. Sau, nu?
Hai, frate. Ai, bă, și Electro. Credeam că reușesc să-i dau oraș pe partea aia, în fine. Oh, hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine. Că dau damage în amândoi. A, bă, frate, cât mai rezistă ăla? Bun. Goblin și Graveyard. Că o da poison numai înainte, nu cred că și-o făcut cycle-ul deja, sau? A, bă, frate. O dau oare poison peste poison-ul meu? Nu. Ok, am dat ceva damage. O să bage P.E.K. acum, porcul. Bun, e și ăsta. Bun. Ai, mă, pe bune. Și iar la rep ăsta, what the fuck, mai înainte l-a pus. Road to Ultimate Champion de la Tudor Wolf, într-adevăr. Cineva face și chestia, nu eu. Dar mersi fain de luz, domnule. Bun. Ăsta ar fi ultim... ultim atac. Nu, e egal, frate, e egal, n-are ce să facă. Bine, nici eu n-am ce să fac, dar nici el. Are și poison, de fapt, oricum nu mai avea niciun rost. Cât să fă, n-ai cât să fă, egal. Da, era remiză, n-aveam ce să mai fac. Bine, nici el nu prea avea ce să facă, nu. Cumva reușeam să-i sparg pe K-ul ăla, nici nu știu cum. Hai, un level 13, trebuie să fie un level 13, frate. Mai ziceți ceva. Mai ziceți ceva. Hai că mă duc până la loto, că am de la milioanele de euro. Stați așa că revin. Am zis? Hai un level 13. Am presimțit, frate. Eram 99% deja. M-o dat cu level 12, m-o dat cu chestii, știi? Adică trebuia să vină un level din ăsta fenomen. Să fim serioși. E Clash Royale. Dezactivează-l pe ăla, că mi-e... Aoleu, are și sugarge ăla. Da. Era odată Moș Crăciun. De mie, să zici, hai level 13. Nu puteam să ceri și eu 10.000 de gemuri. Hai level 13. Da, trebuie să-mi duc la loto, frate, că tot am zis, gen, pe bune. Știu că în mare parte Bulan, bă, dar halul ăsta de Bulan. Adică trebuie să-mi duc la loto și să scriu, bă, o să pice numărul 7, 42, 12 și din aia, 5, poate chiar se întâmplă. Hai cu aici, până tanchează ăsta, ți-i rog rapid. Mamă, are două legendare și ăsta de level 3. Hai mă, graveyard-ule, mă, strângeți-vă mai mulți, mă, că-i foarte rău ăsta aici, o șca lui Ionel. Și gândiți-vă cât am încercat și el are 2600, adică aproape cât am eu deja, pardon, la full towere. Și eu cât am dat după towerele lui. Doar 3.6k pe prințes, pe atâta cred că am eu la King Tower. Sau 4000 ceva, nu mai știu. Am venit cu Giant aici. Oricum, pentru un level 13 nu are cărța atâta de mare, gen, nu-s holy fuck. Că nu, legendare și eu le-am tot la level 3. Bă, ăsta dă prostia, bun. Ai, mă, care fireball din ăla gras. Piu, încă unul l-a căcat. Acum nu joacă cine știe ce până acum, adică nu sunt ceva gen mega enervat de cum joacă. Joacă așa ni. Iar fireball. Dalba pe ăsta să mă răgi pilon. Mamă, cum dau el cam porc. Hai. Dă-i. Nu? Ok. Cred că e egal ăsta. Nu vrem... A, mă, și dă în tower.
Hai, al doilea level 13 pe care îl nenorocesc pe viață. Când dădea din alea cu good luck și vrăjele. Dai. L-am bătut? Yep. Campion păsate. Cel mai campion păsate. Cel mai mare pregătar. Pregătarul șef. Ce să fac cu șeie level 13? Pistol cu apă. Al doilea până acum. Și el a fost la 4700. Hai da capul. Cum a ajuns ăștia frate în halul ăsta? 4800 maximul lui. 106.000 donații. Păi nu cred că avem tot clanul la un loc atâta. Bine, avem că de fapt suntem cu 20.000 mulți. Ce mai vrei? Level 13, al doilea. Și nu a fost gen bătă. Uite, cel mai bun sezon a fost 4.000, bine, 844 și sezonul trecut a fost CH2. Și el, pistol cu apă. Bun, faci Goblin 13 pe live sau mâine în videoul cu Clan Chest și Magical mâine. Dr. Shredder și mersi fain de loot. Cred că mâine, de fapt. Bun. Darkfire Royal Argentina Yaus. Ok, eu pierdut elixir deja. Nu am băgat nimic în spatele asta. Dacă am un pic de bulan, îl bag și pe ăsta. Nu are rost. Oh, dacă apucam mai rapid, ce fain era. Ce zic că să fac și eu CH2 sezonul ăsta, sunt la 4217, nu știu, depinde cum joci. Eu sper să fac sezonul ăsta level 11 și după aia, dar fac sezonul ăsta, cred. Ar trebui să fac, de fapt, level 11. Bun, sper să ne bătrem o schetire. Dar cred că e 3 muschetiere, că am mai văzut decul ăsta, cred, nu sigur. Piuuu, băgașar, Chico. Nu, că dăm tower. Câteodată. Da, cred că ăsta e finalul. Din cât e văd. Double elixir e clar. Până aici ne-a fost. Da, nici n-ar o să mai încerc, n-am ce să mai fac. E clar. În fine, hai că lăsăm așa. Cam asta a fost live-ul, fraților. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un follow pe Instagram și ne auzim cel mai probabil mâine. Mulțumesc frumos de donații, mulțumesc frumos de like-uri, mulțumesc frumos de tot. Mai avem aici și un pic din goal. Poate vă abonați dacă nu v-ați abonat încă. Să aveți o seară super faină, forță maximă și baftă la școală, fraților. Salutare, salutare, cum ar zice Alecu. Noapte bună, pa!